Salutare, 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 salutare! Am dat drumul la microfon, da! Am intrat mai târziu, am zis că intru de dimineață, mă rog, am zis asta ieri, când am jucat primele meciuri la Weekend League, însă s-a modificat modificarea, și anume, și asta pentru că nu am mai mers la film ceva cu aventurile futurașilor, ceva de genul ăsta, cu familia, cu fetița. Am postat pe Instagram poză frumos, elegant. Deci, da, urmăriți-mă și acolo, că mai postez din real life. Am mers la film la ora 11:10. A început, deci am plecat de pe la 10:15, 10:20 de acasă, da. După care ne-am dus și nu știu în ce părculeț până a început să plouă puțin. De asta de aventuri se cheamă, la Ștran la noi, foarte mișto, nu știam că au făcut așa, tot așa pentru copii, să mergi pe fel de fel de chestii, funii, roși de cauciuc, mă rog, chestia așa pentru copii de 6, 7, 8 ani, foarte ok, foarte mișto, da, foarte mișto, foarte mișto. Să trăiască domnul Ionel, aia zic domnul Ioan, bine ați venit, salut Claudiu! Anonim, salutare, părere Giarzinio SBC pe Striker. Merge și pe Striker, nu a zice neapărat solo Striker, din punctul meu de vedere, poate într-o formație de 2, un 4-2-2-2-4-4-2. Sincer, eu îl joc pe ăla de 89 RAM, deci cam dreapta și mai mult îl văd acolo, right wing, RAM, CF, dreapta, dar da, merge și pe Striker, de ce nu? Salut Albian, salut, salut Dumitru, salut Cătălin, Iulian, salut Baftă, Baftă și vouă. Salut, încet. Cum se aude? By the way, de încet. Se aude? E prea tare muzica? Sau s-o dau puțin mai încet? Pentru că data trecută nu mi-am dat seama și mi se părea puțin cam tare. Mi-a scris cineva în chat, dar eu am zis că e ok. De obicei așa o las. S-o dau puțin mai încet? Ziceți-mi voi, vă rog. Salut, Teodor. Salut, Blana. Hai noroc, mușurică. Hai noroc și vă băieți. Duminică plăcută și fără nerv la Weekend League. Avem double live astăzi, atenție, facem rapid meciul câte intră, facem și un like în SBC, vedem ce se întâmplă la ora 8, sunt niște leak-uri cu machelele, n-am văzut nimic la Food Sheriff, așa că nu știu încă, sincer mie îmi place când nu văd leak-uri. E mai frumos așa să vezi, surprize. Hai să vedem dacă e adevărat și dacă într-adevăr e machelele de 91, pentru că sincer dacă e și are double play style, chiar dacă nu sunt fan CDM la mijloc ăștia mai micuți, s-ar putea să băgăm o fisă, până la team of the season, blocăm acolo poziția. Hai să vedem ce se întâmplă la. Salut Andrei, salut! Marius, salutare! Au dat drumul la robinet, ia zi ce ai prins repede, că la mine nu prea au dat, adică au dat, dar nu la ce trebuie. Nu e apă potabilă, dacă înțelegi ce vreau să zic. E ca în Anglia, știi, doar te speli și bei de la sticlă, cam asta. Haide cu Roberto Carlos SBC. Ovi, am dubii pentru că am opțiuni acolo. By the way, cum s-a terminat Barcelona? Femini, atenție, pentru că cum se termină Barcelona, vedem în seara asta pe live. Zola și Lamp, nice. Chiar ok, bravo. Not bad. Clar. Eu îi pun la win, sigur, nu îi pun la mega win. Mega win au fost cum au prins băieții Ruth Hulley de 94 și Ham și restul. Dar eu zic că ești în grafic. Eu zic că e un small win, mai ales dacă intră în echipă.
E ok, salut, e ok muzica? Bun, să-mi spuneți dacă să o dau mai încet. Salut, Grafi, salut, Andrei. 7-0. Bun, și 7-0. Și Rolfo cât a jucat? Robi, salut, Robi, salut, Ionu, salut, Andrei. Câtă? Plus 3 Rolfo. Ok, dar cât a jucat Rolfo? A jucat 60 de minute să-și ia clean și tu? Și-a luat clean și tu? A jucat 61 de minute? Merită făcut Rashford ăla, are 3 la, 3 la skill. Nu, are 5 la skill. Are 5 la skill. Ideea în felul următor, e, cred că cea mai bună opțiune Rashford. Îl am și eu și cred că o să-l fac. Dincolo încă nu sunt decis, de ce? Nu l-am făcut nici pe Bastoni, de ce? Am foarte mult fundat și l-am făcut pe Ricardo Calvario. Da, deci dacă nu îl făceam pe Ricardo Calvario, făceam Bastoni și cred că băgam pe Varan. Tot Varan cu unde mi se par cele mai bune opțiuni, dar e posibil să-l fac pe Camavinga de 85-5-5 pentru că eu l-am și mă gândesc la echipa Real Madrid, pentru că pe linia de fund deja am, știi? Pe Van Dijk vă dați seama că nu-l scot, deși sunt tentat cu Varan. Da, Varan cu unde, Rudiger, unde a zis Alaba ar fi cam cele mai ok opțiuni, după care dincolo Rashford, Rashford sigur e prima opțiune. La alea free mă refer, la alea antepei, poți să-l bagi și pe Coman gol, poți să-l bagi și Rodrigo. Da. Probabil că pe Rashford o să-l fac și eu, pentru că astea free le fac. 61 de minute e perfect, bun, mergem imediat, să mă pe el FIFA. Welcome to the club, Edi, welcome to the club, salutare în primul rând. Edi, FIFA 23 Trading, să ne înțelegem. Dragilor, Edeba, un site dedicat digital gaming-ului, dacă aveți nevoie de jocuri în format digital și nu doar jocuri, cumpără ieftin, zice și anume, da? abonamente, fel de fel de produse digitale, evident. Recomand cu mare, mare, mare drag 7 ore pentru oferta asta cu buyback. Sunt curios ce urmează după. Da, dacă aveți nevoie, link în descriere, botul mai arunc din când în când pe chat, așa, da, așa că da, go for it. Genius Nutrition, nu mai au nevoie de prezentare, aveți și tricoul meu aici, așa, avem și un baton pe care o să-l mâncăm împreună în jurul orei 8, pentru că înainte de 8 am mâncat la 6 fără, dar nu prea, azi am fost pe drumuri, nu mi-am luat proteina cât trebuie, așa că mai bag un baton de proteină. Stai că nu e bine. Nu mi-a luat creatina azi. Băgam i-aș. Am calculat-o prost. Am venit pe fugă să încep la ora 6. Trebuia să-mi fac un shake de proteină și să-mi bag și creatina. Da, nu e nimic. E că nu trebuie să le iei în fiecare zi. Asta e. Da, dragilor, dacă aveți nevoie de produse pentru sală, pentru sănătate, și o reducere de 12% cu codul MOSHU12, dacă aveți nevoie de vreun sfat, puteți să mergeți aici în chat. Vreo părere, puteți să-mi scrieți mie în privat pe Instagram, link în descriere, vă răspund cu mare, 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 mare drag, chiar recomand și chiar ajută, vorbesc serios, chiar ajută, sigur. Am vorbit deja, începem cu antrenamentul, odihna, nutriția și după aia mergem pe produse, nu produsele înainte de nutriție, de alimentație bună și de odihnă și de antrenament. Deci ne punem la punct cu astea și după aia ne ajutăm cu produse, recomand cu mare drag, cum spuneam, 12% cu codul MOSHU12. Asta fiind spuse, dragilor, hai rapid, rapid, rapid. Bine, nu rapid, deși și rapid, chiar dacă și-a luat bătaie. Salut, poți să salut, amic, salut, salut. Mă bat pe Football Manager, ne băgăm cu tonții. Ce înseamnă să mă pe el de FIFA? Ei, Andrei, puncte, 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 puncte. Clean live aici. Mai scapă câte un kiss de Messi sau... Uite ceapa Messi de astea, dar astea intră la pachet cu Weekend League. Sunt fani, hai că nu-s grave, nu-s grave. Nu-s grave. Iau Ashin de 92 sau Alisson. Mă, ideea care e, uite, eu l-am pe Casillas și e ok, dar Alisson e bun, mă. Alisson pentru mine, și Ashin e bun, e stricat, intră în, tot acolo în top 5, bine, și Casillas ăsta cu siguranță intră, dar pentru mine Alisson e cel mai bun portar pe care l-am fost anul ăsta. Alisson, check de 93, Van der Sar, bănuiesc că ăsta nou e cea mai bună, adică e cea mai bună variantă a lui. Și după aia vine imediat, vine și Ashin. Da, vine și Ashin, vine și Casillas ăsta, Colorado, unii zic Schmeichel, da.
Salut, Catalyst. Nu poți să intri pe UT, este problemă cu serverele. Mie merge, nu știu pe ce joci, pe ce platformă joci. Ce mai bun să ne joc, te piși au bagol, dar acolo nu are legătură, mă. Acolo știi de ce? Pentru că ai probleme cu conexiunea, știi? Și atunci super rachetele tale de fundaș se mișcă ca aia silver și goldul lui Auba se mișcă de super icon, da, se mișcă mai rapid și în zona acolo e problema. Așa crezi și eu, că știu că mulți nu sunt de acord cu ce zic, mulți o să zică, nu dumne, că așa ai făcut jocul, sunt momente în care iconurile toale ți le nărfuiește și ridică lua la jucătorul, joacă oamenii cu jucători de SBC și te întrec, joacă mai bine, eu tot pe conexiune dau vina, da, pentru că e mai bine să fie conexiunea, e mai grav să fie cum ziceți voi. Nu zic că nu aveți dreptate, zic doar părerea mea. Pentru că e mai grafă e cum ziceți voi, că dacă e cum ziceți voi, înseamnă că ăștia umblă cu cear obosită și se joacă cu, știi? Adică, cum e aia? Dificultate, dynamic difficulty, nu? Adică ridică sau coboară dificultatea, știi? Ceea ce nu e ok, ceea ce nu e fair, nu? La urmă, ceea ce nu e corect. Eu cred că, cred, sper să fie conectivitate. Salut, Daniel, primul weekend league, am reușit 18, bravo. Eu, din păcate, weekend league-ul ăsta 14, nice. Uite, eu pe live 14 n-am reușit, 16 nici offline, nici online. Adică, na, mai slabă decât la 11. Clar, blan, așa se întâmplă tot timpul. Recomand din Neba, mă bucur. Aveți grijă totuși cu codurile acolo să fie pe locația voastră. Salut, Andrei. De cât FCSB, bine, Rapid. De ce? Fiecare cu echipa lui preferată, Andrei. Alții cu Rapid, alții cu FCSB cu Steaua, alții cu Dinamo, alții cu Craiova, alții... E normal. Alții cu Ceahlăuțu. Aie, prin doi, nici măcar play-off-ul nu l-am prins. Noi să fim sănătoși de înainte, poate la anul. Na, ce zici? Ții cu echipa ta sau, mă rog, simpatizezi cu echipa, indiferent. Și în divizia 2, nu? Bine, eu nu sunt mega mare fan sau ceva. Eu mega mare fan sunt la Real Madrid. Dar da, cu cea hlăuță aici în România, evident. Salut, Sorenus! Cum sunteți voi? Ok, chiar ok, chiar bine. Suntem sănătoși și asta e important. Fetița e ok, chiar bine. Eu asta, în primul rând, o să fie. Dacă e sănătoasă să fie, mea, dacă noi suntem ok, trece iarna, trec grecerile, trec durerile de spate, e ok. Bine, vara, mă mult pe afară, la mișcare, vitamina D, soare, nice, îmi place, ziua mai lungă, mai productivă, îmi place, nu-mi place iarna. Faci live la Barça? Da, John, da, dăm acum câteva meciuri, închidem live-ul pe la 8 și ceva să vedem ce se întâmplă la 8, facem și un icon și după aia mă duc acasă, mă duc acasă, fac un dușleș ceva și pe la 9:30 dăm drumul la live, da, că după aia nu mai, m-am dus acasă și direct Nani. Când ia rol Fabri, chiar nu știu, Leo, chiar nu știu. Dar dacă azi 7-0 și a jucat 61 de minute, deci are un plus 3 asigurat, eu zic că și-a plus 4. Am 1500 de meciuri cu Alisson gol, cel mai bine, Morris. Alisson și Courtois fac treaba. Da, Gion, facem live cu Barça. 8-2, nice. Dacă fac 15 și AE, vezi cum merge. Poate faci 14. Vezi cum merge. Pare rău de Ceahlău. Aia, se întâmplă. Și a făcut ceva echipă pentru, bă, totuși, sincer așa, cu un ochi pe divizia 2, pe Liga 2, pentru că am urmărit puțin, mai mult decât de obicei, pentru că e Ceahlău. Mă, s-au făcut, să știți că s-au adus jucători, da, chiar jucători care, na, cu ceva experiență în prima ligă, dar nu văd o echipă, poate greșesc. Nu văd o echipă care să facă față în prima ligă, da? Nu văd. E posibil, adică promovează, dar probabil că o să se bată acolo jos la retrogradare. Văd o echipă cu forță, da? Poate o să facă transfer în sezon. Am venit să văd un rage corespunzător. Nu, fără rage. Miercuri să-și ia. Miercuri? Uite, Marius zice miercuri. Bun, deci miercuri din prima de 92. Așa, da? Oricum văd meciul. Acolo 18 stai în casă, e frig. Azi a plouat puțin la noi, a fost destul de... Na, am ieșit cu un hanorac. După aia mi-a luat gecuța pe mine. Salut, ai văzut, este un nou dispozitiv LagoFest. Pro player, am semnat aici, tu mi-ai scris data trecută, LagoFest, că am semnat, pe cuvântul meu am semnat, adică nu vorbesc cu nimica. Eu când îmi zice ceva chiar nu știu dacă se vede, scuze, am băut o gură cu cafea înainte să vin. Am semnat aici, LagoFest, ia uite, vezi?
bine, aici am semnat ce evoluție trebuie să fac, dar aici și-am semnat de el. Eu chiar semnez când îmi ziceți ceva, frate, adică nu e... Dar n-am făcut research să văd despre ce e vorba. Tu mi-ai zis, cred că tu mi-ai zis ieri pe live, nu? Da, bun. Bă, hai, te mai tălavuram. Acum am deschis consola, să știți, la fix, la fără 5. N-am, de ieri, de când am închis-o, după ce am vorbit cu voi, la revedere. Bun, hai. Bă, la 14, da, dar nu, 14, dacă e jucător de 11 pus, faci și 14, nu e acolo, trebuie să prinzi așa, să nu prinzi de referul, să prinzi o săptămână mai bună, mai prinzi o donație, mă, nu, e 16 acolo, 16, pare greuz, frate, sau poate nu sunt eu suficient de bun pentru 16, mai degrabă asta, mai degrabă asta, ok, asta vă la favorite. O secundă că vreau să verific. Uite, asta nu l-am făcut, vedeți? Nu l-am făcut, dar l-am gata, să știți. Să-mi aduceți aminte înainte de ora 8 să-i dăm summit. Eu am văzut câteva de astea la băieți. Unii au luat decent și au recuperat, adică nu au luat... asta e făcută, gata. Și-au luat decent, adică să nu credeți, și-au recuperat investiția, dar Rute a deschis cătă, poate să confirme și el când intră, a prins un 85, a dat și share play, că era un party, un 85, 3 de 84 și restul de 83-82, s-a dus în gară, bă, ești nebun. Băgase și un 87, ceva de, sau un 88, da, pana mea, ce să-i faci, aie, se întâmplă. Hai să luăm și mizerile astea de aici. Ok, okay, bine, am luat maxime Elite 3, Elite 2 chiar. Oh, nice. Eu trag pentru Elite 3, chiar și controlul jos. Ia că mai luăm niște pack-uri, da, mai avem content. Plus că oricum faci obiectivele, ieși și SP-ul, e ok. Merge și controlul jos, tata. Merge. Eu se conectează la PS5, consol direct. Cum? Adică e un dispozitiv, nu e un soft, e hardware. Rolfo Miercure și upgrade-ul, Doamne ajută! Salut, Ovidiu Daniel! Duminică frumoasă și ție! Toate cele bune și ție și familiei! Asta am fost la film, cu fluturașii, cu asta, am luat și un popcorn de la mare. După aia ne-am dus, am mâncat ceva, am postat pe Instagram. Bine, am pus o singură poză. 3D! Ok, adică... 3D! 3D-ish! Da, după aia ne-am dus și am mâncat ceva, după aia ne-am dus la acolo la locul de joacă, foarte mișto. Chiar o duminică productivă pentru un tătic. Facem review, facem pe pauză, hai să dăm câteva meciuri. Băga premiile bune la Weekend League și Rivals. La Rivals cred că pentru prima dată eu n-am jucat, sau foarte rar, n-am jucat pentru 7-3 și la revedere. Cred că o să joc pentru 7, că sunt premii bune, într-adevăr. Ia direct plus 3 Rolfo, da, păi așa ar trebui, Daniel, așa ar trebui. Vă respect, salut, Sela. 2-1 Liverpool. M-am uitat puțin, mă, e foarte mișto. Premier League e un campionat puternic. M-am uitat la West Ham cu Aston Villa. Cât s-a terminat? Că era 1-0. Conducea 2-1, dacă nu mă înșel, și Leverkusen. 2-1 s-a terminat parcă Milan. M-am uitat la ceva meciuri. Băi, la altceva nu mă uit. Or, facem și review cu mare, da, evident că nu refuz pentru donație sau ceva. Cum să nu facem? 1-1 West Ham, 1-1 West Ham. Au egalat, bă, adevărul că i-a presat acolo, mă, i-a cam ținut în curs. Bine, acolo a fost o fază. Bă, eu nu mă înțeleg deloc arbitrajul. Eu n-am nicio treabă, că nu țin nici cu West Ham, nici cu Aston Villa. Da, Cluj a luat bătaie ieri. Cluj a luat bătaie, Rapid a luat bătaie. Dacă FCSB, Steaua, cum doriți, bate 7 puncte. Mă, Craiova, aveți grijă că Craiova s-a apropiat. Nu scoateți din cărți pe Craiova. Vreau să zic că la 1-0, nu știu dacă ați văzut meciul, dar dacă știți rezultatul, cred că ați văzut meciul. Au anulat un gol celor de la West Ham United. Eu n-am înțeles. O centrare din corner,
prima dată am zis că a fost faultă în atac, am văzut reluarea, nimic. Keep or lay hands. În primul rând n-a fost niciun hands. În al doilea rând, Anthony avea mingea chiar dacă i-ar fi atins mâna, deci nu a fost o reluare clară să vezi că băi, e atins sau nu e atins mâna. Mie mi s-a părut că l-a lovit undeva în piept aici, în umăr și s-a dus în poartă. Efectiv, l-a lovit mingea din corner direct, a dat-o la bara a doua, l-a lovit mingea, a intrat în poartă. Mi s-a părut că l-a lovit aici, în piept, în burtă, nu știu. Iar dacă i-ar fi atins, bă, da, mâna era lipită de corp, n-avea nicio treabă. Bă, cum? Mă, deci eu nu înțeleg. Cum e arbitrajul ăsta? Adică... Ce până mea? Da, mă, da, a fost... Bă, da, nu arbitru a anulat. Varul e anulat golul. Și s-a arătat zoom-ul. Bă, și stăteam, mă uitam. Bă, am și eu pretenții, că am uitat mai televizorul. Stăteam și mă uitam. Bă, frate, chiar mă uitam așa, mă uitam. Bă, dar unde, mă, unde? Eu nu văd nicio mână. Nu, deci nu a fost nicio reluare, n-a fost să fie clară, băi, i-a atins sau n-a atins mâna. Plus că mâna era lipită de corp. Bă, dar nu i-a atins mâna. A anulat golul. Probabil dacă nu ești 100%, asta e regula, e posibil să greșesc. Bă, dacă nu ești 100%, mai degrabă anulez, e posibil să fie așa. Bun, 4-1 cu DNF ieri, hai să vedem. Evident că urmează și înfrângere, ce credeți că domnul, nu vin noi rachete acum. Rolfo, bine Rolfo. Hai, măcar 3-4-5 meciuri. Hai, Doamne ajută să meargă bine. Și dacă ne luăm bătăie, să ne luăm pe Medin, nu pe Mizion. Hai, no rage. Arbitri în Anglia, eu zic că arbitrajul e modest peste tot. Ce, în Spania cum e? E jale în Spania. Aveți probleme și în Champions League? Mă, mari probleme. Așa, da, echipa asta îmi place, da, chiar cu echipa asta. Hai, tot în 4-3-2-1. Văd un Zizou și un Eusebio momentan. Pare și Ulari și un Mendy. Așa că a fost, ne ținem de arie, ne ținem. Așa. Oh, și 1-0. Ah, da, Pele era ăla. Ah, și Pele și Eusebio. Bun, începem bine, ca de obicei, așa, ca de bună dimineața, gen. Ah, ok, am făcut un drag back. Chill. Dacă ai fi dat și mingea, era perfect. Ai grijă că o da aici, a? Nu ne lăsăm chat. Ah, m-am grăbit puțin. Trezește-te. Trezește-te. Așa, să nu șutez. Ah! Mergeam în bărol. Bine, suntem în cărți. Cel. Nu înțeleg de ce nu mi s-a dus la bara a doua. Oh, m-a prins, fac contraatac, mă. Ce m-a prins, frate, n-am ce să-i fac. Mută portarul. Wow! Vreau să-l laud pe Casillas, vreau să zic wow, ce... Și după aia... Aoleu, Casillas, ce mi-ai făcut, băbiță? Ah, ce m-a prins. 2-0, nu e bine. Dar nu ne lăsăm, pentru că rău nu e. Rău nu jucăm, doar că nu reușim să dăm gol și luăm deja două faze, două goluri. Hai că rău nu e. Dacă mai luăm una, ieșim afară. Rău nu e, la 3-0 dăm reșcuit. Aoleu, vreau să-l laud pe Casillas, mă. Nu-l mai laud. De ce a stat acolo la a doua? M-am dus în 4-2-3-1, să știți. Că nu-mi place ce am văzut în 4-3-2-1. Foarte descoperit, frate, acolo e problema. Hai. Albine. Bă, sincer, mi se mișcă ok, chiar dacă rezultatul nu e foarte ok, mi se mișcă ok și asta e un lucru bun.
De ce nu dai neamă când trebuie? Of, Doamne, că scăpam ca băieți. Mamă, ce pase, ce undă, e fantastic. Tot mai bine puțin așezată echipa. Nu înțeleg, mă, apărarea mea, mă, frate, de ce e așa de, așa de modestă? Ai un 2. Hai, mă, ca să șutez și eu, băgam ea și picioarele, n-apuc să șutez, haia mea. Încă o dată. Dă-i nea, dă-i nea. Dă-i încă o dată, hai. Hai încă o dată. Rol deschid, mă, se apără bine, mă. Ah, Rolfo, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Rămâi acolo, Carvajal, Carvalho. Bă, eu nu pot să-mi dau, bă, deci, eu nu pot să-mi dau seama, jur. Cum, mă, 3 șuturi, 3 goluri, eu de ce ratez? Cei 3 șuturi, are 7 șuturi, văd prost, sunt prost. Hai să vedem dacă revenim, dacă nu ieșim. No, eu am crezut că are 3 șuturi, omul a avut 7 șuturi, bă. Deci e mai bun ca mine. A, dacă revin, dacă reușesc să revin până la pauză, mai stau, dacă nu, nu, n-are rost, pierdem timp. A, n-aș fi vrut să... N-aș fi vrut să încep cu un frângeri, băga mea și picioarele. Nu așa. Na, mă, ce, mă, m-am apișat, frate. Domine, mă, m-am apișat, mă, e mai bun, mă. Bravo lui. E mai bun, frate. A, echipa nu e, mă, echipa e ok. Ha, prima înfrângere, băga mea speciale. N-ai nimic, n-ai nimic, hai. E mai bun, n-are rost, n-are rost, frate. A fost mai bun, a fost mai bun. A simțit așa, mă, că acolo am putut, dar nu, mă, cred că am simțit prost. M-a deschis bine, a marcat. Bravo lui, mă. A fost mai bun. N-ai nimic. O, dar sunt calm, sunt foarte calm, indiferent ce și cum, sunt foarte calm. Ce băi, dar ce echipe, mă, fă două, voi să... A, bă, frate, mă, tot timpul pățesc. Hai să mă duc în 4 de trei, tot timpul pățesc așa, încep bine și după aia... După aia mi-au 2-3 înfrângeri, după aia trebuie să revin, să recuperez. A, tipic, moș. Ok. Ce pase simplă și una dată, om. Astea nu-mi plac, pasele astea. Deci dau o pase simplă, mă. Ok. Și ăsta m-a luat tare. Bă, nu-i bine, ce se întâmplă? Bă, și ce bine am mers ieri, mă, frate. Au început să vină adversari. Deja două ratări. E groasă, mă. Skill-ul, mă, skill-ul, atâta s-a putut. Nu, no, nu. No. Bă, da, totuși, acum nu că vreau să... Bă, da, totuși, e posibil ca un fundaș de-a meu să ia o minge măcar? Nu toate mingele să rămână la el, eu am înțeles, ok, meciul trecut. Dar e posibil ca un fundaș de-a meu să ia, să nu rămână mingele doar la el, zic și eu. Zic și eu, oare e posibil? Normal că apără, mă. Sau toate mingile trebuie să ajungă neapărat la el?
Face la el. Zic și eu, oare e posibil ca fundașii mei să iau o minge? Zic și eu, așa, nu întreb, pentru un prieten, nu. Ar fi frumos. Oho. Hai, calm, calmează puțin. Să joc un pic mai calm. Ah, bă. A, nu cred! Cum a luat mingea aia? Nu, Ricardo Carvalho, nu pot să cred. Am scos portarul, bravo, mă! Aoleu, cred că a fost sensul ăsta, cred că a ieșit afară, mă! Aoleu, ce-a fost asta? Cred că a fost sensul, mă, acolo la faza aia, mamă, ce joc! Foul, foul, foul! Te. Ăla-i, mă, ăla-i, creier, 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 creier. Hai, hai, calm. A mea. Hai în spate, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Du-te, Jardine, te rog, du-te, du-te, du-te. Ăla-i. Păcat, nu-i nimic, am rămas în cărți. Bă, dar nu așa, mă. Dă-o, dă-o! Deci acum? Hai, acum. A mea! Ok, ok. Suntem, suntem acolo, hai. Salut! Părerea la Bacare. La jocul ăsta nu s-a băgat VAR. La ăsta s-a luat la tricot, nu, la tricot, da. A, ce n-ai? Mă știți pe mine că... Nu mai ies asta deloc, ceva greșesc, mă, trebuie să-mi, trebuie să-mi refac un pic faza asta, că nu mai iese deloc, mă. Aveam faza și... nu golul, dar aveam... aveam aproape la fiecare fază... A, mi-am scos fundaș. Aveam la fiecare fază, aveam, mă rog, fază de gol, gen. Ah, păcat. Iar mă, și asta, mă. Bine, mă. Nu e, nu e, nu e, nu e, nu e. Bă, nu cred că a dat chip shot-ul ăsta, Douglas. Bă, cum să dai chip shot-ul ăsta cu aia de acolo? Bă, frate, n-ai cum. Aude, roșu. Roșu. Ăla-i. Ăla-i. Bă, ce șut ăla mare ăla mâncat, dar ce trebuie să ai chip și o să dai de acolo? Am încărcat-o prea tare ceat, am apăsat-o, e vina mea, așa e. Da. Nu mai știi care e faza, vă spun eu care e faza. Eu uneori sunt prost, mă. E rage-ul și adrenalina și uneori fac treburi care în mod normal nu le-aș face. Știți, când joc calm, dai chip shot-ul, știi? Și cred că eu le încarc mai mult. Sau văd anumite chestii, mie mi se pare. Bă, da, poate cred că am încărcat prea mult și vina mea. Nu mă băgați în seamă, așa e la Weekend League. Rage-ul, o iau razna, o iau razna. Pentru că acolo, pana mea, cred că am încărcat prea mult. Da, cred că am încărcat prea mult. Vreau să văd dacă mi-e rată. Cred că am încărcat prea mult. Cred că am încărcat prea mult chat. Mergea borol, mergea finez, dar era ieșit tare, nu? Mergea și... Aoleu, Doamne! Oare nu mi-arată cât am încărcat? Sunt curios. Oare nu mi-arată când am încărcat? Mergea finez, mergea borol, am dat... Mergea chip shot. Mergea chip shot, dar am încărcat prea tare, mă, iau-te, mă.
Cred că am încălcat prea tare. Dar am fine, vina mea. Hai, hai, win. Mergem. Win, win chat. Win, win. Asta e important. Asta e important. Da. Nu e 5 cu 1, e 5 cu 2. Dar și contează, frate, că na, DNF-ul e DNF, ce vrei. Asta e, totul uze. Ne convine, nu ne convine. Totul uze. Hai, next, rapid, talpo, hai. Trebuie să fiu puțin mai atent, frate, că pe apărare acolo... Și primul meci, chiar dacă l-a fost mai bun, dacă eram puțin mai atent, nu mă încălța chiar așa, frate, da. Uf. Neața, salut, Răian, salut, salut! Crezi că merită cumpărat Mbappé Gold? Bă, da, e meta, e cel mai meta și încă e jucabil, cu siguranță. Jocul ăsta nu s-a băgat varul. Dar la care e fază, că nu înțeleg? Trei meciuri, da, trei ieșea, plus trei. Salut, Cătă, salut, Cătă! O, Edi, bine ai revenit! Încearcă altă tactică, vezi că merge într-un alt stil. Bă, Adrian, și care e faza la vârsta mea? E greu să mai schimb ceva. Eu am 4-2-3-1, 4-2-2-2, 4-3-2-1 pe care mă încăpățânez să folosesc. Cred că e al 3-a sau al 4-lea Weekend League. Îmi place pe construcție, dar sunt descoperit pe apărare. Mai schimb câte un ordin, dar na. Da, a fost foarte, foarte ok. Bine, îți dai seama că Traian e la filmul ăla. Eu nu mă duceam în mod normal, dar a vrut fetița și ne-am dus cu entuziasm și m-am comentat și... Ce a făcut Patrick, știind și minte, eroul principal, Patrick, futurașul, care avea o lipă mai mică. Bă, îți dai seama, alături de familie, un sentiment diferit. După aia am fost și am mâncat ceva, după aia ne-am dus, au făcut în strand aici, asta ziceam la începutul live-ului la noi în strand, au făcut un fel de părculeț de ăsta. Cu funii legate între copaci, cu cauciucuri, să meargă copiii pe cabluri, să se urce așa cu niște chestii de astea mici de alpinist, dar mici așa, pentru copii 7-8 ani, știi? Traseul A1 pentru până la 6 ani, B1 până la 8 ani și, mă rog, cu topogane, cu nebunii în partea cealaltă, foarte mișto, foarte ok, știi? Foarte ok, foarte ok. Și după aia ne-am dus acolo în strand și am mai stat pe acolo vreo oră. E bine, lasă să vină căldura, mă. Mai mult pe afară. Trotineta, bicicleta. Nu ți se pare Casillas? Mă, mi se pare ok, însă nu mi se pare la fel de constant ca Alisson. Asta e și motivul pentru care nu l-am văzut pe Alisson, vedeți? Eu încă îl păstrez că nu știu ce să fac. Vreau să joc first owner. E bun, e bun, e top tier, da. E mai bun ca Alisson sau ca Czech Team of the Year? Nu. Nu, nu. Căpțină la mine. Așa e, ne place, nu ne place. Ne place, nu ne place, ne place. Pe scurt, nu? Hai. Hai. Merită cumpăra Ribery. Bă, arată mișto. Dar arată mai bine. Nu știu exact în game. Încerc să joc acasă, ce să știți, dar nu. Arată mai bine ca Coman de la SBC. Acolo e. O fi mai bun ca Atenea, care e Moca. Vorbim de cartonașe 5x5, știi? Acolo trebuie să vezi. Dar e bun, într-adevăr. Darius. Am fost și eu la fluturi. Ai fost și tu la fluturaș? A ieșit acum adversarul, mă ieșit. Am fost la ceva cu fluturi. Hai, mă, să jucăm așa, că dă omul ăsta ce... Nu. E posibil ca adversarul ăsta nu o să fie cel mai șmecher. E posibil să fie. Dacă și alte variante sunt top, îți dai seama, ăsta nou cred că e cel mai șmecher. Nu știu dacă l-are cineva, chiar l-are cineva. 3D au fost, da, 3D. Păi am luat family pack-ul. Sunt mișto că au family pack-ul de 3, family de 2 și de 4, știi? Am luat una de aia, de popcorn, m-a prostit să o iau pe aia mare. Nu vreți pe aia mare? Pentru că e doar 2 lei mai mult. Zic, da, îți dai seama că n-am mâncat nici jumătate toți. Așa. Tati, mai vrei popcorn? Îl luăm acasă? Nu, nu mai vreau. Aie, Dumnezeu, cum era? Am aruncat. Hai mă, tot 4-3-2-1. Mă încăpățenez cu 4-3-2-1 ăsta. Nu, că trebuie să fiu puțin mai atent. Nu mai scot fundașii, că îi scot prea... Rebound. Tipic.
tipic Electronic Arts. Nu trebuia, am greșit. Aveam superioritate, prost am jucat-o. Asta e. Perfect, mă. Perfect, mă. Așa, bă, te vreau, bă, moș. Laudă-te singur, moș. Așa trebuie să te aperi, cu cața și ochișorii tăi. Să retragi mijlocașii pe în spate. Nu te aperi cu... ești cu fundașii. Ești cu fundașii și... Aoleu, dar ce e asta? Asta nu e perfect. Asta e o mizerie ce ai făcut aici. Dar de ce mă grăbesc? De ce mă grăbesc? N-am niciun motiv să mă grăbesc. Acum n-am ce să fac. Să trage pe Gerzinio. Stânge centru. Ok. Schimbat-o frumos, trebuie să recunosc. Bine, Rolfo. Ah, bine, bine, bine. Păi, ia vezi, mă. Părea așa echipa. Două, trei poziții top și restul mai e așa. Dar văd că... atenție la neatenție, cum ar veni. Două. Nu înțeleg de ce a dat acolo. Bă, frămoriu, pasele astea, este ceva neregulă cu ele, mă. În anumite meciuri, nu tot timpul, dar în anumite meciuri ceva neregulă cu pasele astea. Iar a dat pase de ampule, dar nu înțeleg de ce, că i-am dat-o lui Messi. Dacă scăp de faza asta, mă duc în 4-2-3-1, rapid. Dacă scăp de faza asta, mă duc în 4-2-3-1, hai. Gata, chat. Ia uite-mă unde a dat-o, mă. Hai, 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 hai. Hai, tati, hai, tati. Move your body. Du-te, Dică! Du-te, Dică! Vai, ce ratare, Douglas! Nu cred! Trebuia un bolos și partea scurtă, așa e? Hai. Am haladit acolo, nu trebuia, dar asta e. Întoarce-te, Van Dijk. Bă, ia vezi, mă, că greu-s meciul ăsta. Am zis că o să fluier, da? Hai că o fluier dacă e. Hai. Retrage pe Van Dijk, nice, nice, nice. Rămâi acolo, hai. Bine, mă, bine, mă, hai, hai, două. Hai, două, 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 du-te. M-am grăbit, m-am grăbit. De ce mă grăbesc, bă? De ce nu joc calm, bă? Asta e defectul meu, mă, frate. Așa, îmi Van Dijk în cap. Perfect, excelent. Excelent, am dat un finesse în capul Van Dijk direct. Van Dijk al meu, să ne înțelegem. Bun. S-a lovit și-a lui de... Nu prea are ce să mă ajute aici, din păcate. Nu mi-a ieșit elasticul. De ce, bă, frate? Mamă, dacă mi-a ieșit elasticul ăla, era top. Era top. Da, 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 da. Hai că... Cu noroc, dar aia e. Cu noroc, da, aia e, mai contează. Cu noroc aici, dar aia e. Aia e, e bine, na, asta e. No, știi care e faza la fundaș?
trebuie să-mi retrag mijlocașii. Deci e base-ul, mă, e base-ul. Deci te aperi cu mijlocașii, cu sidemi niciun caș, știi? De multe ori eu ies, nu știu de ce, ies puțin cu fundașii și las spații, știi? E vina mea acolo, spațiile sunt lăsate de mine, nu de calculator, știi? Vreau să zic că surprinzător, mi se mișcă bine, mă, la ora asta, vorbesc serios. N-am ce să zic, adică dacă iau bătaie, dacă bat, că bat. Dar nu pot să zic nimic de conexiune. Iar ok, mă mir, e aproape ora 7, interesant, de obicei la ora asta vorbeam singur. Hai că de aici te-am făcut din lipstick lejer, bine că n-am făcut scuptornul, că aveam de gând. Bine că n-am făcut, că pierdeam un tempo, îmi lua mingea. Lipstick și atât, aveam din gând scuptornul. Pierdeam un tempo și poate nu-mi lua și poate ne... Oleu, nu așa. Bun, mă! Ce s-a întâmplat? Ah, prima repriză, nice. Van Dijk e stricat, e foarte bun. Van Dijk e stricat. Am greșit, știți, vă spun cu ce am greșit. Am greșit cu Ricardo Carvalho. Bă, nu zic că e rău, dar trebuia Kanje sau Bastoni sau trebuia să am răbdare, pentru că, sincer, nu văd mare diferență între el și Blanc, da? Deci la mine, cum stăm aici? Acolo cred că m-am grăbit puțin cu Ricardo Carvalho. Așteptam că combinația aia era tonul cu aerialul. E ok pe manual defending, dar nu văd, nu e Van Dijk. Van Dijk e stricat, Van Dijk e cheat. E ok, manual defending ok, are viteză ok, dar nu așa off-ball, știi, să facă el, să fie controlat de calculator, să facă el vreo nebunie, să intre în adversar, să ia mingea, să atace, știu eu, să se repleze, să închidă spațiile, nu. E ok, e un fundaș ok, e bun, dar, na, mă rog, okay. Pe ca Kanje trebuia făcut. Aie! Era și mult mai ieftin, mă, că am girat 300 ceva de mii, pe standard 700 de mii, dar asta e. A, mă, și-am dat-o bine, mă. Haide, bă, popul curului, bă. Haide, mă, bine, mă. Haide, mă, de ce nu ei? Of, doamne! Ulu, ce-a trecut, mă? E runa dat. Ea mea? Bine, mă. Nu acolo, în fine, hai. The Grand Switch nu e acolo, ei, dar mă rog. Hai. Hai, Rolf, tu! De unde? Hai. Am prostit aici, hai. Am
catalog în fața mea, a mea, a mea, a mea, a mea. Dă-mă că mi-a luat-o, mă aștept. Hai, marș! Eu nu cred, bă. Bă, eu nu cred, e luase mingea, bă, n-ai cum, bă, ce prostie de joc. Deci i-am luat mingea, ai, i-am luat mingea și i-am luat-o în el, mă. Ai, bă, ai, bă, 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 du-te, mă, naibii, mă. Deci iau mingea, se duce în piciorul ăsta și după aia îi vine și o atinge aia și o ia cu ăsta la întâia. Hai, Doamne, ferește. Atenție că-i belea. Atenție că-i belea acest. Ha, bă, maș, cu jocul vostru, mă. Atenție că-i belea. Calm, calm. De ce? Bă, sculptor, nu! Pistei mătii! Cum, mă? De ce mi-ai luat doar... Bă, ce? Bă, bă, ei, bă. Sculptor, nu ei. Ia uite, mă. Eu luam mingea, rămas noi. Bine, mă. Calmează-te. Calmează-te, 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 calmează-te. Ah, n-am mai apucat, n-am mai apucat. Dar nu așa, mă. Bine, mă, bine, mă, mamă, mamă, mamă. Bă, dacă îl duci manual, e ok. Dacă îl duci manual, e ok, jur. Du-te. Nice. What the fuck? Bă, zici că era tare, zici că era tare a lui, bă, apropo, apropo, apropo de asta cu poarta goală din 3 metri. Bă, ați văzut ratarea lui Werner de la Spurs și ce ziceți de rezultatul lui Spurs? După ce a bătut-o, după ce a bătut-o, hai, marș. După ce a bătut-o pe Aston Villa 4-0 acasă, mamă, le-a dat Fulham cu teredul în cap. Ați văzut ratarea lui, ați văzut ratarea, băi, doi, ați văzut ratarea lui, mamă. Cred că e ratarea anului, jur. Deci ratarea e ratarea anului în Premier League, jur. E ratarea anului în Premier League. Mamă, în 3 metri a dat-o, mă. Ați văzut-o? Mamă, ce n-a făcut pe Werner, cred că a vorbit singur ieri. Acum trebuie să dea 4 lui Luton, nu? Da, da, da. Bă, n-ai cum, frate. S-a lovit mingea de Werner din cauza lui Drăgușin. A, nu, a făcut o greșeală acolo. A fost titular. A făcut o greșeală. Bă, dar stați un pic. Am ratarea aia, mă. Vai, trebuie să o văd, bă. Trebuie să o văd, chat. Trebuie să o văd neapărat, n-ai cum. Trebuia făcut de oricine. Bă, da, eu nu l-am făcut că l-am avut pe dagă și am explicat.
l-a făcut pe Dagă și de asta. Trebuie să vă neapărat aia, mamă. E ok și cu 92, 100%, 100%. A, e ce funesă. 100%. Ale, bă, bine că m-am obținut, frate. Bine că m-am obținut, că asta vreau să fac prima dată, scup turn-ul. Bine că m-am obținut. Hai, win. Deci să mă uit la faza aia, mă. Pe Coman nu, Roberto Carlos încă mă gândesc, frate. Roberto Carlos încă mă gândesc, ești cum fana e. Vedem cu Roberto Carlos. Oricum pe Rofro cred că o duc la mijloc. Bă, e ok pe fundaș lateral dreapta. E ok pe fundaș lateral dreapta. Dar, sincer, nu știu, probabil că lipsa playstyle-ului defensive. Așa, parcă defensiv, nu știu, prefer pe Bacea, gen, știi? Și asta e faza și la Roberto Carlos, stai. Dar Roberto Carlos măcar știi, dar și pe Rolfo aș duce-o la, aș duce-o la mijloc. Dacă se face de 92, dacă se face 93, vă dați seama, top. Nu mă jurați, vreau să vă faza asta, nu mă jurați. Știți că așa e moșul, trebuie să se activeze puțin. Să mă taie din rage. Bă, dar pe bune acum, mă, cum mă să ratez de acolo? Bă, ești nebun la cap. Bă, cum îmi place cum arată. Îmi place cum arată. Mulți zic că, domnule, dar nu mai bine îl faci pe ăla de la Evoluție Free. E diferență mare. Faceți o comparație între ăla de la Evoluție Free și ăsta și o să vedeți că e diferență mare, chat. E diferență mare. Unde e faza, mă, aici sau unde e curul meu? Aici cred că e, nu? Nu. A, aici e fineță. Unde e faza, mă, e încolo? Aici, mă. What the fuck? Bă! Bă, n-ai cu... Bă, ei... Dă-o în chizda măsii de treabă, nu! Bă! Bă, ce e asta, mă? Bă, ce mizerie asta, mă? Bă! Stați! Ce mizerie asta, chat? A, se vede... A, se vede aia la întâi, mă! De ce, mai e mai jos? De ce cu nume se vede așa, oare știi, îmi spune cineva? De ce aia mai jos? Ai... A, da, mă, că-mi dat să vadă Queen și prostii, da. Da, mă, aveți dreptate. Bă, ce e asta, mă? Ratarea la Werner, numai că eu am dat de capul. Ratarea la Werner, mă. Asta a fost ratarea la Werner, mă. Bă, n-ai cum așa ceva, ia. Bă, și ce bif frumos. Ia uite, mă. Bă, n-ai cum. Bă, vă dați seama. Era la 3 în 1985. Vă dați seama dacă era la 1-1. Și acum se ducea și mai dea și gol pe contraatac. O luam razna. O luam razna. Bă, cred că cea mai arătare mea anul ăsta. A, de fapt, nu, am mai avut cu poarta goală. Am mai avut cu poarta. Bă, ești nebun din 5 metri, mă. Lol, în fine. Aie. E win, rămâne win-ul. Nice. Am un frate geamăn. Da, singur la părinți. Aș fi vrut un frățier răsuriar. Radu, bine a venit, mulțumesc pentru subscribe. Mulțumesc pentru resub, Edi, apreciez. Să ok cu Werner 92. Eu zic că se duce 93. Are cu Luton și are acasă. Are cu Luton și are acasă. Luton chiar e modestă. Are și stilul ăla. Nu are defensivă și iese mult la joc. În teorie ar putea să dea 4. Însă dacă se termina, să zicem că ok, Spurs și-a luat bătaie. Dacă în loc de 3-1, de 3-0 se dădea un 3-1-3-2, să mai aibă nevoie de două goluri, da? Era mult mai ok, adică două sigur le dă. Dar eu cred că poate să dea și 4. Jucătorii... Nu, e adevărat, depinde de ELO. Depinde de ELO. S-a întâmplat și la case mai mari, să arătez, de exemplu, Haaland acum două etape. A, corect, ai dreptate, și Haaland, așa este.
Haaland a fost în ce meci? Meciul cu Manchester United, am impresia, nu? Capa, în meciul cu Manchester United, zici, nu? Tot așa, din, da, corect, așa e. Da, se întâmplă, absolut. Mi s-a întâmplat lui Moș, acum, ce vor. Roberto Carlos, încă nu sunt decis. Ce spui de Coman? Îmi place cum arată, mi se pare fair play-ul. Singurul minus, dacă putem să vorbim de minus, clar acolo îi atingi finishing-ul. Singurul minus din punctul meu de vedere e composure-ul. Și nu e un life card, da? Nu e un life card, dar sincer mie îmi place și nu-l comparați cu ăla free, pentru că da, puteți să faceți combinație free, pentru, nu-l comparați. Ăla free, la finalizare, la finalizare are undeva 70 ceva. Ăsta are 94 attacking position, 87 finishing, acolo trebuie să lucrez, și 94 shot power, da? Are 98 agility cu 80 balance, 91 reacții, singurul minus e composure de 83, da? Dacă aveam composure de 90, în rest, playstyle-uri bune, da, aș prefera o drivelă sau un finesse, sincer, în loc de pink pass, da, dacă tu oricum o joci undeva în dreapta sau în stânga, nu cred că joci striker sau ceva, e ok, e ok. Bă, mie îmi place cum arată, oricare e tu bun, 5-5, de picior drept. E ok, e un SBC ok. Acum, sigur, trebuie de și ce opțiune ai. Cred că acolo la compoziție trebuia să-i dai mai mult. Nu știu, finishing-ul ăla cu ce rezolvi, cu dead eye sau cu finisher? Deși n-ar avea nevoie de finisher. Cu hawk? O duce în cât? Da, bă, e un card ok, e un card ok. Pe cine alegeți CM-ul în deriberit, Emanuel și Neymar? CM, să joci la mijloc? Pe Neymar nu-ți bați joc de el acolo la mijloc, Andrei? Acolo în fața pe Neymar. Rocker cam, sinker striker. Marksman, da. Păi și ce cu afirmația? Nu prea mă uit la Serie A. Eu mă uit peste tot, dar mai mult la Liga. La Liga și, da, Premier League. Premier League e cea mai puternică, frate. Cea mai puternic campionat. Nu știu ce să zic când trebuie și Neymar pe poziție de CM. În formație de 3, deci 4-3-2-1, nu? Și să joace la ofensiv. Da. Oricare dintre cei doi, dar eu zic că e strici, adică na. Mai ales la... Îți dai seama ce echipă are, mă? Drăgușin chiar este... Nu e slab. Drăgușin mi se pare un fundaș foarte bun, cel mai bun fundaș al nostru și chiar potențial mare de creștere. E primul sezon în Premier League, e nevoie de adaptare, nu toți jucătorii se adaptează din prima. E nevoie de uneori chiar de un sezon. Ăsta e și motivul pentru care n-ar trebui să judecăm nici pe Vitor, pe Il Tigrinho, da, de la Barcelona, sau mă rog, Arda Güler a trecut pe mama. Apropo de bara lui Arda Güler, dacă intra golul ăla lui Arda, era candidat la Pușcaș. Dacă intra golul, i-a lipsit lui Arda 2 cm, credeți-mă, nu 10, 2 cm. 2 cm să prindă bara sub și nu în plin. Dacă prindea bara sub, știi cum vinea mingea bara sub, îi intra în poartă. Bară gol. Mamă, nu poți să judeci după un sezon. Drăgușin e primul meci ca titular. Overall a jucat ok, a avut o performanță bună. Sigur, a făcut greșeală la golul ăla, o greșeală de poziționare. Cred că n-au urmărit, cred că n-a stat cu adversarul, da, mă rog. E un fundaș bun. O primă partidă ca titular ok, da, nu a fost acum ok. La Genoa a rupt, apropo, la Genoa a rupt, a fost top de top. Are nevoie de timp, nu putem să judecăm pentru un meci, are nevoie de timp. Rezervă Fulham, da. Exact, asta zic. Dacă revenea, deci a avut așa, dacă revenea la 2-1, eu am văzut meciul. Dacă n-am văzut tot meciul, mint. Am văzut porțiuni de meci. Dar a avut o fază, nu am văzut chiar top constant, că asta e, nu? Dacă revenea la 2-1, nu știu ce să zic. Dă fundaș între Rio Blanc și Van Dijk de 89. Încearcă dacă îi ai. Încearcă pe toți. Toți sunt buni.
renunță la 4 teritoriale și joacă pe toți în atac. Cine, eu? Și nouă ne lese 70. Alo, alo, domnul Ioan, nenea Ioan, vorbiți pentru dumneavoastră, vă rog. Că nouă nu le lipsește nimic. Și, și chiar dacă ne lipsește, știți vorba aia, mică, mică, dar ridică. Ribery, striker, nice. Comanche mea ofensiv, da, ar merge. 4-2-3-1-4-4-2. Păi da, eu joc 4-2-3-1. Mi l-am grupat Juve pe Chiesa. Dar ce făcea Juve? Era 0-0. Cum s-a terminat? Cred că a intervenit Perez pentru gure. Nu cred că a intervenit suficient, Edi. Pentru că... Bă, am vorbit suficient. Adică știți deja că am un respect deosebit pentru Don Carlo, dar nu sunt fan. Deci omul Don Carlo de nota 11, nu de 10, de 11. Antrenorul Don Carlo de nota 11 pentru un anumit tip de echipă, de vestiar, cu pretenții, cu vedete, cu experiențe în săon. Dar când vorbim de întinerirea echipei, de tineret, știți că nu sunt fan și Don Carlo pentru mine de nota, hai să zicem nota de trecere, 5-6, da, hai să nu-i dăm, că nu. Da, am un respect deosebit, dar nu când vine vorba de tineri. Și îmi pare rău când am dreptate, pentru că meciul de ieri, meci pe care l-ai controlat, nu s-a pus problema, poate puțin așa la început când au revenit la 1-1, da, în joc cu golul ăla. Minutul 70 cu plus, e 4-1. Care e motivul pentru care, într-un meci în care puteai să ai 6-1, care e motivul pentru care nu îl bagi pe Arda? De ce să-l bagi în minutul 85? E al doilea meci când îl bagi odată în minutul 87, odată în minutul 85. De ce să nu-l bagi în minutul 75? De ce să nu-i dai 20 de minute? Ce e? Nu-l mai bagi pe mod. Ce e? Nu e nicio problemă. Sau nu mai nu-l mai bagi pe Vasquez. Care e problema? Dă-i 20 de minute, 25 de minute, e dat 5 minute odată, e dat 3 minute odată. De ce în minutul 85 e 4-1? Controlezi jocul. De ce? Lasă-mă puștului minute. Dă-i și mai mare încredere, bagă-i și mai mult. Sunt convins că o să-l bage la final dacă... Vedem ce se întâmplă în seara asta, avem live, apropo. După live-ul ăsta mă duc și eu, mă spăl, fac un dușuleț și după aia pregătesc live-ul pentru ora 10, 9:30, da? Vedem împreună Atletico Barcelona. Eu nu sunt, nu țin cu Atletico. Dar în seara asta o să țin cu ei, pentru că da, dacă e măcar un egal, ajută Real Madrid, da, în lupta pentru titlu. Girona el și-a luat bătaie, deci gg. Probabil că se dea la final, dacă Real Madrid e la final și știu eu câștigă cu 2-3 etape înainte campionatul, da, că se rămâne de văzut, pentru că sunt o grămadă de meciuri și na, avem și Atletico, avem și cu Barcelona meciuri grele. Atletico Bilbao, cu Atletico Bilbao și cu Arsenal. Bine, ambele acasă. Dacă câștigă cu 2-3 etape înainte, sunt convins că o să joace și el și Ceballos. Dar, uite, meciul de ieri eu l-aș fi băgat în minutul 75, minutul 73, l-aș fi băgat ceva mai devreme. În fine, asta e. Bă, Coman mi se pare fair. Tot Di Botele mai pentru buget fair. Dybala, să știți că mie mi se pare fair prețul. Mi se pare și Smolarek. Mă, sunt SBS-urile rămase, sunt bine, la Herrera nu cred că să-și abuz, sau parcă să-și ia unul sau doi. SBS-urile mi se par destul de ok, frate. Până și aici, bine, 87 puțin cam depășit, dar na. Până și ăsta arată bine și doar 84 echipă, da? Bine, că ăsta e greu să-l integrez. Dar nici ăsta nu arată bine pentru echipa așa mai de bugețeală, chiar nu arată bine. Și playstyle-uri bune, chiar foarte bune. SBS-urile sunt ok, însă în momentul ăsta jocului eu vreau să văd rachete, știi? Nu prea am avut rachete. Vreau să văd rachete. Așa, câte un fâs-fâs de asta, gen câte o rachetuță de asta micuță, Jairzinho Iașin, da? Sunt rachetuțe de aici pe aici colo. Așa, bă, Socrates arată bine, doar că e puțin greu, e cu agility balance, dar depinde de fiecare. Nu arată rău, 5 cu 5 nu arată rău. Mi se pare destul de corect prețul, sincer. Roberto Carlos, bă, da, mă, da, e scump. Acum depinde ce buget aveți. Adică nu zic că eu aș da banii ăștia, dar știți pe ce aș da banii ăștia? Aș da banii ăștia pe ceva sus acolo. Tot era la un moment dat un zvon că nu a fost zic cu Clive de 93. De asta stau. Știți ce zic? Hai că e martie, vine Paștele, acum știm 8 de season peste noi.
Păi, e bun, frate. Eu l-am pe ăla, pe ăla care l-am eu. Nu e cine știe ce. Ce mă dă puțin în spate. Eu sincer îl văd mai mult. E mult mijlocaș, frate, nu știu ce să zic. Mă dă puțin pe spate lipsa playstyle-ului pe defending. Știți ce zic? Bastoni e ok. Bastoni, da, dar best un SBC ok. Bă, sunt SBC-uri bune. Sau au un SBC bun, chiar bun. Sau au bun, Zico bun, best. Nu ok, bun, stai, nu ok. De bun, foarte bun, bun, foarte bun best. Bun, foarte bun Sawa. Bun, foarte bun Zico. Bun, pentru mine foarte bun, pentru alții nu, dar pentru mine bun, spre foarte bun, top tier, Cafu. Nu, sunt SBC-uri bune, mă. Roberto Carlos, că se arată bun, foarte bun, sau că... Mă, sunt SBC-uri bune, hai că sunt SBC-uri bune. Și Giardino, la fel, hai, mai facem un match. Mai facem un match, chat. Hai, vedem cu match. După aia să facem mai că nu. Unde, Rivals, hai. Hai că nu e rău, 6 de cu DNF nu e rău, hai că nu e rău. Nu e, wow, dar nici rău nu e, hai. Bonjour, Monsieur Ionica, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ce s-a întâmplat? Ah, ăsta, stai. Stai puțin că nu e așa. Bă, să o încercăm puțin pe asta la mijloc? Sau avem timp să o încercăm după ce și-a boost-o? Oh, fiți atenți cum facem. Miercuri și-a boost-o, joi, facem live cu premiile și jucăm qualifier-ul cum am făcut săptămâna asta? Bine, 4-1-uri. Și o jucăm pe Rolfo la mijloc. Și poate iese, poate este Machiavelli în seara asta. Bastonul o să fie super ok dacă crește, dar problema e că eu l-am făcut pe ăsta, mă băgam și picioare. Regret într-un puțin așa, nu mult, dar puțin regret. În fine, hai. Meci. Măi, tare muzica, chat? E prea tare muzica? Nu, a? Ah. Vine Icon la 20. Se tentează Machiavelli. Mă, prefer CDM-ii. CDM care e mid-high și care e stâlp în fața părării. Prefer pe aia mai pe physical, mai înalți, mai gen Vieira. Dar să vedem cât costă. Dacă... Nu, nu, Machiavelli chipul o să fie de 91. Alt card, de ăsta special. Vedem. Cum, ce e unică? Ce vine Icon? Icon no base. Diferit de ăsta care îl avem noi acum. Îl facem și pe ăla. Avem timp? Avem timp. Hai, tot 4-3-2-1. Încă mă călpățenesc, frate. Bă, știți care e faza? Cred că s-ar putea să schimb 4-2-3-2-1 ăsta, mă. Și să revin la 4-2-2-2 ca a doua formație. Măsi, cum să ratez de acolo, Giardino, te trag de păr. Te trag de păr. De urechi te trag. Ioi, ok, de picior stâng, dar pulă, mă. A, nebunule, uite cum a prins. Nu că îl dezinstalez, nu că îl dezinstalez și mi-au de grijă. Îl dezinstalez și mi-au de grijă, mă. Rolfo, te trag de orec. Rolfo, Rolfo și Giardino, mă îngropați. Mă îngropați. Mă îngropați, mă îngropați. Ah, bă, rol. Asta nu-mi place puțin la Rolfo, lipsa playstyle. Bine că ea nu avea ce căuta în centru, dar așa a prins-o. Ouleu, ce m-a prins aici, ouleu. Haide, bă, ce joc m-am mâncat, sași, cucul tău, mă. Ce-i meciul ăsta, frățioare? Dar eu așa la 4-5 meciuri prind câte unul de ăsta în care... A? Așa pare.
Perfect, pasă, excelent. Bă, dacă dădeam golul, vezi, asta e, dacă dădeam golul ăla cu Giorgini, era 1-0. Nu mai atacam, adică mai atent. Ah! Am ratat, a dat el golul. Oh, oh. Tu la el, nu? Hă? Asta e, 2-0. Hai. Mhm. Hai, du-te, Messi, du-te, du-te. Perfect. Nu așa. Oh, ce ai făcut, mă? Ai dat în picior. Da, cum trec ăștia de mine prin jucător cu aia? Mai că nu mi se pare, dar e fac ăla în care m-a bătut azi. Bă, nu mi se pare și mi-a dat ăla de majulit, știi? Nu mi se pare și m-a dat de majulit. Da, nici n-ai dat minge, putu-ți curul tău azi de joc, mizerabil. Putu-ți curul tău azi de joc, hai Rolfo. Hai, că unde e Rolfo? Rolfo e papa. Bă, cum are ăsta 3-0? Hai înapoi 4-3-2-1. Din nou, dacă mai iau una și ne revenim până la pauză, ieșim, că n-are rost. Oh, uite așa îmi stric eu recordurile. A, nu recordurile, șansa la... Bun, hai. Șansa la o viață mai liniștită. Hai mă, dă o măsă, mă, frate. Ia mea, nice. Hai încă una până la pauză, hai încă una până la pauză, că poți, moșu, poți, poți. Dacă vrei, poți, moșu. Nu acolo, mă. Unde-i dată? Bă, bobiță, bă, bă, bobiță, bă, bă, bobiță, mă. Unde-i dată, mă? Bine, mă. Hai încă o dată. Du-te, 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 du-te. Dar normal, bă, dar normal, bă, dar nu-i normal, dar nu-i normal. Dar nu-i normal că eu să ratez, mă, și el să dea la fiecare șut gol. Bă, dar nu-i normal, că altfel cum? Adică, tu, Carvalho, ai grijă la elasticul și la altele. Eram sigur. Băi, eram sigur, bă, și-am zis să ai grijă și mi-a făcut reversul. Bravo, creier. Bă, dar ce prost atac și ce bine se apără. Și dau centru și dă, știu că nu trebuie să atac centru și mă duc și atac centru. Îți duci bandă, bă, ce căcat de scor am. Ai, domne. Hai, hai. Hai, încă una până la pauză și avem șanse. Da, te pasă. Încă o dată pasă. Nu știu ce e meciul ăsta, mă. Ieșim și noi din meci? Nu, de ce să ies? Am zis că dacă... Acum, sigur, dacă mai dau una, ies, că nu-s... Dar nu știu, am un feeling că revin, nu știu de ce. Am un feeling că, că revin, nu știu de ce, am un feeling. Ești o fază jucată. Am un feeling că revin. Racanișu. Da? Unul din team of the... Hai că nu va fi unul de 88 team of the year. A, am înțeles.
E peste. Ah. Bă, dar nu așa, mă. Bă, dar de ce nu așa, mă, frate, mă? Fa, iară pasă la adversar. Ce naiba, mă, frate, cu pasele astea? A mea? Nu, a lui. Hai, dă-o. Ok. Dar cât e scorul? 1-1? Cât e scorul? 2-1? 2? Cât e? 2-2? De fapt, dacă îți prelungești, 2-2. Dă-nea, te rog! Bă, asta mor, mă! Ce se întâmplă, mă? S-a apropie ora fatidică, așa e? Măi, ia pasări cât aș vrea eu. Hai. Bă, rolul. Hai. Ce pase dau, bă, frate! Ah, pe lângă el. Păcat. Ce s-a întâmplat? Aflu, era fault, mă. Ok, previzibil. Nu așa, bă. Se apără bine, mă. A, mă, dă-o măsa de joc, mă. Dă-l măsa de joc, mă. Hai, du-te. Ce s-a întâmplat? Dar lasă-mi lege avantajul, Bobiță. Aaa, uite, mă, mâncați așa cum a venit, mă, du-te, naibii, mă, bravo. Bă, dar nu-i flagare deloc ăsta, mă, jur. Încă o dată, dacă mă-i dădeam. Hai, cu puțin noroc. Aaa, de mă! Pus buongiorno, măti. Poate, mă, tot pe lângă el. Păi, frate, mă, pe lângă el. Hai. Hai, dă-o, prea târziu, mă, n-am mai revin la ăsta. Bă, tot leacă, mă, tot la el. Hai, mă, du-te, măta, mă. Hai, mergem, Olin. Trebuia să ies atunci.
Bă, păcat că n-a revenit, frate. Varane atacant, aia zic. Dacă reveneam acolo, of, lipsește ceva. Măcar nu a făcut celebrări. Nu, bă, a jucat bine, frate, a jucat bine, n-am. A părat bine, mă, și m-a prins contra. Puteam să revin acolo, mă, eram la un gol, dar nu știu cum curul meu. Și eu șotesc, zici că se apără bine, se apără sus. Îmi place, îmi place. Cred că o să revenim și noi la 71 deptul ăla. Și aici toate mingile la el rămân să moră dacă nu... Deci nu iau nimic din meritul adversarului să înțeleagă greșit sau ceva, dar... Uite mă frate, dau pasă, nu dă, în fine. Ea, târziu, n-am ce să-i mai fac. Ia uite mă ce fac eu și ce face el, mă frate. Mă rog, ce am încercat să fac eu. A, măcar știu că nu mai joc, gen. Grămădit, mă. Asta e, mă, asta e și toată șmecheria, frate. Te aperi și contraataci, frate. Stai aglomerat, te aperi și contraataci pe viteză și dacă știi să contraataci, asta e, frate. Na, ce să-i faci? Nu e să mi se pună luzul, știi? Să mi se pună la ilo, că ieșeam, dacă ieșeam, trebuia să ies la... Nu e să mi se pună luzul, că dacă nu ieșeam, nu stăteam la scorul ăsta. Bă, frate, mă, dar nu, nici nu reușesc să trec cu mingea, mă, incredibil. Te, mă, rămâne la el, eu nu pot să cred cu aia, dai cum, frate. Asta e, mă, trebuia să vină și asta. Trebuia să vină și asta, ce zic, asta e. Poți mai bun băiat. Ah. Oricum, la Caniște, ți-o zic o dată la următoarei bani. Și fără, nu zic cu supărare că nu ești, la următoarea, deci ai luat-o pe urmele la unul care tocmai și-a luat bani zile trecute. Următoarea e bani, tată. Da, n-am, ne glumim cu hate-ul, cu asta, la următoarea e bani. Atât zic. Deci următoarea e bani. Unde se joc capita, bă, dar ce bătaie mi-a luat. Meritată. Meritată. Ah, nu mai joc. Hai că... No, a fost mai bun, nu. Băiatul a fost mai bun. N-ai, băiat bine, diferența de scor, dar băiatul a fost mai bun, frate. Trebuie să meargă și bine, să nu se ia rebound-uri, să nu rămână minge la el. Tu să marchezi când să marchezi. Da? Când ești în fața porții și șutezi, trebuie să fie gol. Ala de sare a fost mai bun, frate. Bun. Hai să facem așa. Ai când până la ora 20, ai când după 20. A fost mai bun și atât, da, da. Am crezut că pot să revin acolo. 4-2, dădeam aia 4-3. M-am bătat cu apă rece. După aia, da, te duci constant. Ce să faci? După aia, ce ți... N-ai ce să faci. Era un băiat care a comentat-o la fel. Și la urmă are tot dreptul. Era român. Și a început să mă ia la cucă pe un alt live. Am rămas puțin dezamăgit. Am și scris, bă, la mine nu permit să așa. A fost 2-0, știu și meciul, că era singurul meci care l-am pierdut 6-2. 2-0 la pauză, 2-2 am egalat, 2-2. În minutul 90, în prelungiri, 91, eu am avut o ratare 1 vs 1 de 3-2. Ne-am dus 2-2 la prelungiri. După aia am ratat, deci în minutul 90, deci pe live, 91-92 am ratat, 1 vs 1, nu trebuia să fie 3-2 pentru mine, s-a terminat 2-2. Am dus în prelungiri, am ratat eu o fază din nou 1 vs 1, din faza aia s-a dus pe contraatac, mi-a dat 3-2, era prin minutul 110. Eu m-am dus constant pressure, că aici mulți înțeleg, eu m-am dus constant pressure, 4-3-2-1, all in constant pressure, asta ce înseamnă? Ori la bar, ori la spital revii, că n-ai ce să pierzi. Și inevitabil, dacă se apără bine, te prinde pe contraatac spații și se termină meciul, nu se mai termină 3-2-4-2, se termină 6-2-7, asta e, face parte din joc, da? Îți asumi tot înfrângerea e. Și s-a terminat meciul la 6-2, da? Frate, deci câte cucuri mi-am luat eu,
câte cucuri mi-am luat eu. Bă, te-am pișat numai de alea, ți-am scos fata din cap de alea. Ce mă, n-ai 6-2, numai de astea am văzut, știi? Bă, e ok, na, dacă asta a fost bucuria lui, știi? Dacă asta a fost bucuria lui, la urmă, urmă, m-a bătut 6-2. Asta sunt chestii în joc, care, uite, dacă dădeam eu golul ăla, în, nu? Era 3-2, numai, dacă acum revineam la 4-3, nu mă mai duceam constant pressure, nu mă mai duceam mălin, nu mai forțam, nu mai luam golurile alea sau poate le luam, nu știu, pana mea, în fine. Hai să facem ăsta și după... A, ăsta mă, stai, nu, ăsta, hai să omit. În fine. Ce cu binișor, frate. Cum merge? Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ia, na. A, două înfrângeri meritate, DNF-ul nemeritat, e ok. E ok. Nu, nu conexiunea. Nu vreau să mai vorbesc de conexiune chat. Nu vreau să mai vorbesc de conexiune, nu vreau să mai vorbesc de delay, nu mai vreau să vorbesc de nimica, pentru că nu vreau să găsesc o scuză. Trebuie să te adaptezi, joci pe asta, toată lumea jucăm, nu e ca și cum... Toți jucăm pe, sau mare parte jucăm pe delay, asta e, ne adaptăm jocul la care e. El jocul și anume conexiunea care e, conexiunea. Și cu asta basta. Nu, prea multe scuze, prea multe, am luat bătaie cu conexiunea, am luat... Nu mă, frate. El luat bătaie pentru că adversarul a fost mai bun, pentru că tu ai luat deciziile proaste, se mișcă prost, ok, se mișcă prost, joacă mai precaut, adaptează-te, lasă viteza, lasă dribbling-urile, lasă, joacă mai direct. Acum... Nu? Așa trebuie să ne învățăm, așa trebuie să mă învăț și eu, să nu mai dau vina pe joc și vina pe conexiunea, vina pe joc, vina... Nu mă, e și vina noastră, e și vina mea. A, trebuie să fii mai atent, ce vina are conexiunea sau jocul că eu îmi scot fundașul central. De ce îmi scot fundașul central? Pentru că-s prost, pentru că intervine adrenalina, pentru că nu mă pot concentra și au deciziile proaste. Nu conexiunea, conexiunea, conexiunea. Da, mai zic și eu, se mișcă prost, dă în ea, dă un pis, dă un pis, dar asta e, se mișcă și ce vrei să fac? O se poate pe fiecare live, se mișcă prost. Se mișcă prost, dă-l mă să jucăm așa, se mișcă prost. Dacă nu, nu mai jucăm. Nu tot atâta conexiune, tot atâta script, tot atâta. Conexiune și la adversar, scriptul și la adversar, kick-off-ici. Ce? Kick-off-ici? Am luat bătaie, am luat golden kick. Și ce? Ai luat golden kick-ul. Dar tu nu dai golden kick-ul. Am luat golden kick-ul. Păi am dat și golden kick-ul. Am luat gol în minutul 93. Da, am luat gol. Am și dat gol în minutul 95. Care e? Nu trebuie să ne gândim. Aici, mă, nu trebuie să ne gândim, știi? E și la noi, și la adversar. Aia e, dăm înainte, jucăm cât jucăm, jucăm mai puțin, că nu zice nimeni. Joci la 11. Cine zice cineva că te joci la 14-16, te pleci la 11, liniștit, calm. Te pleci la 11 și cu asta basta, ești mai liniștit. Ce tot atât. Eu la asta lucrez, eu asta vreau. Nu mai vreau să mai zic de conexiune, de script, de nimic. E, e. E script, e. E conexiune, e. Și aia e. Ce adversarul are? Lucrăm la skill, mai atenți, mai concentrați, mai... Nu știu. Mai schimbăm tacticile ceva. Asta e. Iar și în PCB, bă, e scump, dar e bun, să știi. E scump, într-adevăr, dar e bun și. E scump, dar e bun. Al joc n-avem, exact. Ăsta e jocul, ăsta îl jucăm. A, e. Ce pana mea. Mai luăm o pauză, mai băgăm un Counter-Strike dacă e, sau un Call of Duty sau ceva, vreo exclusivă, când iese vreun joc mai șmecher. Acum e ăla cu bărci, cu pirați, chiar mă gândeam. Dar na, un Elden Ring, un God of War, a, e, te duci la un film, închizi consola și ți iei o pauză săptămână. Nu mai joci o săptămână la Weekend League, că na, doar n-ai contract cu FIFA. Aveți contract cu FIFA? Nu, eu joc as content creator. Dacă ești bolnav, nu joc, dar are joc. Ai, pauză săptămână, dă-l în măsa. Tot atâta, tot atâta. Dar și eu mă văd câteodată, mă uit pe live și zic iar, bă, ce prost merge, ce prost merge. Și mă, bă, dar de ce prost? Merge prost, dă-l în... Da, mami lui de joc. Merge prost și ce? Asta e. Nu de asta am luat bătaie. Am luat bătaie că a fost adversarul meu bun sau că n-am luat GZ sau n-am, na, în fine. A, e, se întâmplă. Ne facem pirați. Bă, bă, e mișto joculețul ăla, mă, da, e, nu știu câte, la un moment dat devine, cred că, linia, ce plictisitor, gen, știi? Nu știu cum e partea de online. Aia e. Da, nu, în niciun caz. Meciurile azi care le-am pierdut. Am pierdut două meciuri în weekend league-ul ăsta. Le-am pierdut pe merit. Le-am pierdut pentru că adversarul a fost mai bun.
Pe ăsta l-am simțit la un moment dat că îl pot întoarce. L-am simțit așa că, mă, ok, mi-a dat gol, a scăpat, dar parcă am, nu știu, l-am simțit. Aia am greșit acolo la 4-3, era altceva, după aia m-am dus Sălin și m-a venit peste mine și aia. Dar meritat. Înfrângeri meritate, înfrângeri pentru că adversarul a fost mai bun, nu pentru că conexiune, nu pentru că nu. Înfrângeri meritate. Și cu asta basta. Vedem partea plină a paharului. 6 victorii muncite. 2 înfrângeri. Da, că doar nu jucam la 20-0. Da, în fine. Jumătate pe la 80-20. Mă, vreau să ajung la, dar n-ajung, nu, la 82x20. Hai să facem ceva, că vreau să deschid neapărat un 82x20. Fii atent, deschid pe ăsta, că vreau să fac icon-ul și ăsta. Sau să așteptăm la ora 20, să vedem cum e icon-ul ăla. Care e ăla cu pirați? Bă, se cheamă, nu știu cum, Bones și nu știu cum se cheamă. Mă, pare interesant, dar nu, mă, că tot FIFA e main course. No, pe felul principal. La main course avem în seara asta, spre exemplu, avem meciul Atletico cu Barcelona la ora 9:30, dau drumul la 10 fără un sfert. Hai să facem 650 de buton asociat. Bun. Bă, un inform oricum trebuie să fac. Unul, nu fac mai mult. Fac informul ăsta. Vreau să deschid 82x10 să văd, să vedeți și voi dacă merită sau nu. Pentru că eu am văzut la Cătă, spre exemplu, ieri a luat din pack-ul ăsta un 85-3 de 84 și restul 83-82, deci a fost mega luz, mai ales că a băgat un 87 și ce-a mai băgat pe acolo. Și vreau să deschid unul, după aia putem să facem un icon de ăsta până la 8 sau vedem care e icon-ul picul la ora 8. Și eventual vă aștept cu share play dacă aveți. Ziceau băieții ceva 88 plus, pic cu team of the year și nebunii. Hai să vedem. Și cam atâta, după aia... închidem live-ul lejer și ne vedem peste vreo 2 ore, o oră și ceva, când începe meciul. Fac un alt live, știi? Da. Pare rău că n-am jucat mai mult, că așa mai rămân să cât 5. Skill and bonus, da, 5 win-uri, aia da se fac, nu e așa de... Cool and bones, așa, nu skin and bones, ceva de genul. Bă, să-mi bag picioarele, mă. Prins puțin la ultimul meci, bă! Ai. Da, Jones, nu, păi te aștept cu share play, tati. Oh, nu pachet de 700 de mii, nu apă, nu. Bine, tu deschide-le, vedem că dacă îl dai, doar noi îl deschidem, dar... nu prea recomand să deschideți pack-urile astea. Că sunt mai mulți apă. Vă băgați FP-urile degeaba. Dă share play, dă share play. Dau drumul la Discord, dă să dau drumul la Discord. Oricum vreau să intru un pic pe aplicație. Să deschid mizeria aia, chat. De 82. Îl văd aici? Nu cred că mi-a deblocat, dar nu, ok. Nu, sigur nu mi l-a deblocat, dar acum de pe aplicație. Oricum, iconul tot pe aplicație trebuie să-l deschid. A, dacă e pic, nu. Dacă e pic, nu. Dar dacă îi facem ăla care l-am făcut de 10 ori, 5 ori, 4, când pe contul meu, trebuie să mă duc pe aplicație neapărat. Deci dau drumul la Discord, John Snow? A, cu coins. A, perfect, bun, hai că dau drumul și la Discord. Uite acum dau Discord, bun. Deci avem și un pic de 700.000. Stai să bag Discord-ul. Și îl las aici în background. Nu-l deschid. Hai să bag și Discord-ul și acum am să deschid ăsta. Păi și ce să fac? Să nu fac, să aștept ora 20 să vedem iconul ăla. Să fac de ăla direct, ăla cred că o să fie mai scump, nu? Cum fac eu, mă, frate, mă, că... Am 2, 3, 4 meciuri, win, câștig și după aia vine câte unul, îmi dă cu terele în cap, luz, iară luz, iară faci 2, 3, iară zici că începi bine, iară te duci, ba 6, 7, 3, 6, ba 8, 3, ba 9, 2, 9, 3, sau 10, 3, se face 10, 6 și după aia abia faci 11, 6. Păi nu știu, mă, frate, mă,
nu știu unde trebuie să lucrez, și la skill, și la cap, și la știu. Oh, Doamne, nu-mi iese deloc anul ăsta, mă, să fac și eu 16. Hai? Că s-a putut. La anul, de acum la anul, ceat, la anul când înflorim mustanul. Anul trecut ne-a ieșit, anul ăsta ne-a ieșit. Hai? Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Ok, nice, nice. Asta ar trebui să le lovim pe toate. Mă, cred că o să le lovim cu astea, cu picurile, chat. Cred că săptămâna viitoare, dar cum ne mamă, că trebuie să stau numai pe asta, pe aplicație, nu? A, mă, nu, că dacă e la final, mi le arată și le deschid pe toate. O, nu e idee rea. A, uite aici, 83x20. Haide, tată. Haide, 85x10 câte am, două. Doar un 85x10, de ce? A, am luat 87x4, nu? Bă, hai mă, ce? În fine, nu contează, hai. Nu contează, nu contează. Bun, și iese machialele acum, la ora 8. Oricum îl deschid pe ăsta. Hai să vedem dacă avem măcar walkout. Mamă, e măcar walkout. Ioi, nu cred. Bă, oare mi-a scos părlea? Dă-mă și tu un inform în chis, da, chis de lor măti. Eu nu cred că mi-a scos. Ce cerință are SBC-ul ăsta? 85? Sau 84? Chat, are 85? De ce nu mi-a scos investiția? Ei, vai, ce mizerie de SBC, jur. Vai de viața mea. Vai, n-are cum. 85 cerință și mi-a dat un 84. 2 de 84, un 86 și restul 83, 82. Bă, ok, ieri căta a prins un 85, 3 de 84 și restul de 83. Mamă, asta e cam țeapă SBC-ul ăsta. Aaa, n-ai cum, frate, așa de prost? Lol, nu-i nimic. Am încercat, a, e, ce să faci? Swap? Swap? Swap, dau așa ca să-mi ia să pot băga la... Aoleu, la Team of the Week acolo. Vai de viața mea, mă. Doamne, ferește așa ceva. Bine, asta e. Nu, stai, ce trebuie să fac? Stai, cum? De ce mi-ai dat așa? Nu. Ăsta. Center transfer list. Ăsta. Center transfer list. Ăsta. Center transfer list. Și acum țineți minte. Parejo, Gabriel, Acerbi. Oh, dar pe Parejo poți... Mă, nu, oricum e cerință acolo. Parejo, Gabriel, Acerbi, Orban, Fekir. Acolo, mă. Sometime may be good, sometime may be shit. E, cam shit cam tot timpul, nu știu ce se întâmplă. Da, n-am luat. Ce frumos arată și Zambrota ăla. 3-2 Liverpool la pauză. Cum la pauză? Păi nu eram prelungit? 84 cel mai mare, da, e cam țeapă, mă. Sunt în mână bună, da, Jon Snow, cum zici tu, tate? Că deja am dat drum acolo la Discord, îmi zici când e gata treaba. Hai. Deci nu facem ăsta, așteptăm să vedem ce se întâmplă la ora 8. Deci nu-l facem pe ăsta? Ca să-l facem pe ăsta nou? Da, mai degrabă, că mai sunt 10 minute. Da, 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 corect. Hai. Deci, l-avem pe Parejo. Și pe Gabriel Martinelli, parcă nu? Da, și după aia? Avem Acerbi. Dani Olmo, parcă. Lol, nu mai țin minte ce avem. Avem Fekir. Bă, ăștia sunt? No, bine, mă. Am memorie de elefant. De elefant mort, bătrân, îngropat și alea. Bă, câțiva siguri am nimerit. Ați văzut? A, Orban. Orban, Fekir și... Ba da, mă, cine mai? Mai lipsește Orban. Atâta mai lipsește. Da, mă, că e bine. E bine. Merde făcute SBC-ul cu 150. A, toate alea? Dacă ai mult fodăr,
teorie recuperezi ce bagi acolo și dacă ai noroc, nu, sunt pe curi ok, nu știu ce să zic dacă chiar merită sau nu, dar pare ok. Orban, nice. Așa da, mă. A, scena. What? Da, mă, scena. Scuze. Ia să bag eu așa, că teoretic ar trebui, că am băgat mulți de aia de 86 și ar trebui să meargă, nu? Ia să vedem. Merge? De grabă cu asta. 88 o dă bine. Bă, da, să știi că, pentru că sunt 11 jucători, mă, acolo. Sunt 11 jucători, știi? E puțin aiurea. Dacă era doar cu 6, un rare 5, era altceva, dar sunt 11 jucători, A, nu, la limită, mă, ia vezi. Deci că am pus-o cu mână. Asta e. Nici eu nu sunt decis acolo. Pe cine să fac? Zici și la ăla free? Ha, mă, Mbappé și suntem gâgă. Hai, că avem nevoie. Curul meu. Cine să știe? Maier? Sakamatu? Dani Mota, ăsta, da, așa, da, mă, ia. Ia uite, altfel te vede om, nu? Altfel te vede om. Da. Are technical plus, are. Ce până la vreme mult. Cât mai avem? 9 minute. Nice. Hai să facem niște de astea 9 minute, ce ziceți? A, ia să văd mă acolo, stați. N-am mai băgat alea de 83. Unde e mă ăla, mă? Aici e, nu? Fazia că primești 7 ori 3, 150 de pack-uri, da? 150 de pack-uri. Bun. Ai un rare. Astea mă, aia common. Aia common îi face upgrade-ul, deci faci astea. Pe care nu l-am mai făcut, dar acum cred că o să le fac. Mă, știi care e faza? Eu zic că în timp poți să le faci. Faci silver-ul și cu premium. Le faci zilnic. Faci daily 4 zilnic. Faci daily 4 zilnic. Iei 7 ori 3. Bine, dar 150, mă. 150. 4. Hai să zic că te combin de 10 într-o zi. 15. Cât durează, mă, mizeria? Stai să vedem. Că s-ar putea să poți să faci așa, gen, știi? Bine, că dacă pornești de la BPM, faci orice. Dar cine mai are răbdare cu BPM-ul? Unde curul meu e? Unde a dispărut? Uite alea. Câte zile are? 26 de zile. Băi, eu zic că se poate face. Și hai să vedem și ce luăm de aici. Eu zic că, bă, s-ar putea să băgăm un fix. Hai să încercăm. Ce zici? Să încercăm pe nivelul următor? Ia. Ce mi-a dat aici? L-am terminat azi? Aoleu. Tot ăla Ado? Mamă, ce cum nene, mă? Merde să fac explic cu 150? Chiar nu știu exact. Pauză la prelungiri. Eu am astea, dar toate rare, am zis că nu dau sub mică, dau mai încolo, dar pot să le dau și acum. Bine că avem pack-uri. Pot să dau la mizerele astea, unde e curul meu? Astea, la astea, mă, că le-am luat. Ia să dau și la astea. Dar nu știu de ce nu mi-a dat toate, fii atent. Mi-a dat MLS-ul cu 60. Fiți atenți bug, mă, că nu există bug-uri în jocul ăsta. Deci, am astea acum, da? Mi-a dat MLS-ul cu 60, corect. Dar nu mi-a dat MLS-ul cu 15, mă. Adică, ca să ne înțelegem, cam să vedeți logica Electronic Arts, poate nu ne înțelegem puțin. Bug-uri nu există în jocul ăsta. A logica la Electronic Arts e următoare, da? Te-ai uitat 15 minute aici? Da. Ți-am dat premium să rămân. Te-ai uitat 60? Da. Foarte bine. Din coace, te-ai uitat 60? Da. Dar nu te-ai uitat 15? Ei. Vezi? Ai dat claim, da? Aia-i că tu de fapt 60 de minute te-ai uitat, dar nu te-ai uitat 15. Pe pâlă, mă, ca să ajungi la 60, nu trebuie să treci prin 15? Cum adică? Mi-ai dat la 60, dar nu dai la 15? Așa da, băi, Electronic Arts. Așa da, mulțumesc frumos. E niște mizerii de pecuri, dacă ai idee.
Hai să le luăm, bai doi. Am dat. Da, dar numai, nu știu de ce mi-a dat numai asta. În fine, nu contează așa mult, că nu e mare chin, mare deranj. Să văd să nu-i spune ceva pe aici. Salutare. 112 zile, nu. Ăsta ce e? Ultimate Birthday, nu. Ăsta putem să-l facem după și ăsta îl lăsăm acolo. Bun. Așa, unde eram, mă, frate? Că eu de fapt... ăsta-l caut. Da, ok. Deci, avem așa. În 83 la 10. 83 ori 2. Deci două pack-uri. Un jucător. 3 pack-uri. 4. 5. 6. 7. De aici devine interesant. 8. 9. 10. Ok. Ce bala da băiatul ăsta, mă, mare. Don Carlo, dă-i, mă, minute. Cât? 10, 11, cât am? 12, 13, 14. Și la final să-l dă pe Alaba. 14. Și 15, 83 ori 20. 15. Sunt câteva pecuri mari. Jucătorii nu ai ce să faci, doar fan concept, de ce nici fan Real Madrid, să zici, sau nu știu, dar nu ai, în momentul ăsta jocul nu ai ce să ajungă, asta e clar. Spre alea o jucătorii, prea să dea pecuri. Bă, nu știu, dacă faci crafting, eu zic că merită overall, nu chiar nu știu ce să zic. În teorie, 3-3, mamă ce meci, cât mai avem, 4 minute. Păi hai să așteptăm, frate, să-l facem pe asta, hai să fac, da, să fac câteva de asta. Da, mă, să fac cheam, unde mă mizeria, vină mă încoace, dacă ce pană, ia să facem una, două de astea, că doar ce ne costă, să vedem, dă sau nu dă ceva, hai să vedem, poate dă și de la, ia asta, mă, ce, hai să testăm, așa, overall, cred că ești mai câștigat să faci asta, sincer, deci tu gândește că cu ăsta, da. Mamă, dacă eram în joc, îmi luam DNF. Iar vă aud, hai, de la tine. Mamă, dacă eram în joc, îmi luam DNF, jur. Deci dacă eram în joc, îmi luam DNF. Cum mi-am luat ieri. Wow! Wow! Numai tu, numai eu iau DNF. Nu iau numai eu. Dar unde să mă uit? La mine pe grup? Dinamo, unde mi-ai dat în privat? Nu Dinamo. John. Din când descrie la Discord? Păi, dar de ce nu merge link-ul la Discord? Ia vreo mai SN. Că-mi zice lumea, nu merge link-ul la Discord sau ce? A, apropo, la vânzare, cumpărare, conturi. Mă, frate, eu n-am nimic, faceți ce vreți, vindeți, cumpărați, eu n-am nicio problemă, conturi, quiz, faceți ce vreți voi. Dar nu mă băgați pe mine la mijloc, am zis, mi-a scris și cineva, bă, eu nu pot să garantez pentru nimeni sau nimic, e o chestie care trebuie să o faceți voi, o faceți în privat, luați legătura pe Discord sau unde vreți voi, canalul e mare, 2600, sunt o grămadă de oameni frumoși aici, dar mergeți, aveți atenție, aveți grijă. Și aveți grijă la țepi, că se întâmplă, eu nu pot să bag mâna, pentru că n-am de unde să știu. De ce? După aia să-și ia cineva țeapă sau ceva și la consola, nu mă bag. Puteți să faceți, puteți să vorbiți să, aici pe Discord, să faceți ce vreți voi. N-am nicio problemă, chiar nu. Dar nu-mi cereți, ia uite-l, bă, băga-mi aș picioarele. Cine mă, Spurforiu, nu? Ia uite-mă ce a prins, l-a prins pe blanc ăsta, wow. Ăsta e deci până la timpul de season. Poate Van der Sar și cu cine? Și cu Kloze. Bă, dar ce prin băieții, mă? Că nu dă. Benzema? Mai zic. Unde să văd? Unde e draftul? Asta e draftul? Lol, ce draft are, mă? De cât e draftul ăsta? 193? 193, mă. Mamă. Da, oricum fac și eu. Las deschid aici. Bă, dacă mi-ai prindeai și un portar aici, dacă îți mai dădeai și un portar aici, poate ceai și mai sus. Dar ce bine arată draftul. Asta e draft, te duci la win cu el. Ai mijlocul perfect aici. Ai Pele, Crive și cu Messi aici.
Mamă, ăla-i pe ăsta de 93, frate. Maldini e 94. Dar cum Maldini? What? Ce bug e ăsta? LOL. Dar nu, ci că poți să bagi, mă. Doi de Dini, eu știam. A, deci nu contează jucătorii. Deci bag, poți să-i bagi pe amândoi. Frații Maldini pe fund. Așa da, mă, așa da. Roberto Alu, Carlos. LOL, ce bug. Știu, Lucian, am văzut și eu cu refresh-ul ăla, cu bug-ul ăla. Cred că o să revină. Are doi Maldini. Dar știu că am mai văzut faza cu doi Dinio. Serios, pe bune, am văzut faza cu doi Dinio. Am văzut-o și eu, pe bune, aia, știi? Deci că nu e, cred că e pe bune și asta. E pe bune și asta. Ah, nice. Stai, cum fac aici să dau? A, dau așa, nu? A, uite, și arată. A, 126, de ce? A, dacă eu mă gândeam la 100, cum era înainte, da, corect, că acum e diferit, așa e. Nice, ia să vădmă ce au mai prins golani ăștia mei, ia uite, mă, Zidane. Aici ce avem? Musiala cu Tevez. Așa, mă, postați ca să mă oftic eu. Aici echipe frumos, la băieți, Benzema. Dar și vândul, nu? 1.600.000. Așa, da, mă, bravo, mă, Adrian. Blanc, Sport for you, ce să mai zic, multă carne și cărnați. Uite, mă, că... la el. Asta e. Trebuie să dau eu jos aici. Că dăm drumul după ora 8. Să vedem ce se întâmplă la ora 8. Hai, ora 8. Hai, nice. Bine, am mișcat cu talent. Hai, stai să fac tranziție. Ora 8. Basic 80 is connecting. Da. M-am deconectat eu. La fără 2 minute mi-am dat eu singur DNF ca să pot să... E ok. Dar să știți că eu mai în glumă, mai în serios, cântăresc și ce ziceți voi. Pentru mine comunitatea e foarte importantă. Și știți că la mine nu există, la mine dreptate aveți toți. Și cântăresc și treaba asta că e posibil să fie de la mine că prea multe mi-au. Deci avem deja DNF săptămâna asta și la Qualify și la Weekend League. Avem 3 doar la Weekend League săptămâna trecută. Bine, 11 le faci oricum, nu-i problemă, da? Mă gândesc că, mă, poate... nu neapărat internetul, ceva de la router, să-mi schimb routerul, oricum vreau să-mi iau un alt router, mai simplu, mai... că e prea mult, într-adevăr. N-am auzit pe nimeni să ia câte 3-4 în fiecare săptămână. E posibil să fie, așa că vă ascult, să știți. Nu, chiar vă ascult. Tot timpul ai de învățat și... Ok, assist. Squad Battles, bun, și ne dă un Collins, nice. Un Peck. O'Sullivan, nice. Nice. Deci asta poți să-l faci și la Squad Battles, bă, știi ce? Bravo, mă, ei. Îmi place cum arată. Îmi place cum arată. Easy peasy lemon squeezy, sigur, e mult de jucat, dar contează mai puțin. Bun, deci avem ceva obiective. Asta nu le dau sub iniciat, pentru că am foarte multe pecuri și dacă le dau iară ne aglomerăm. Le avem aici. Și așa urmează timp de sezon, nu e ca și cum. Să avem acolo pecuri peste pecuri. Bun, hai să vedem SBC-urile, ce atâta, să vedem dacă a băgat manchelele, ce am mai băgat, la favorite ce avem. Ultimate, trebuie să-l fac rapid pe ăsta. Iar 82 ori 20, bă, ce mizerie. Cred că-l fac oricum, da? Nu este, nu. Hai să vedem. Bun. Așa. Players. Îl luăm pe rând. Dybala. Yoshida. What? Ce stau? Ăsta era. Asta de unde pana mea a apărut? Și asta, mă? Pick contain moments. Îți dă 3 jucători dacă faci asta? Ok. Mă, bun, mă. Le facem că e ieftin. Sper că nu cere team of the week, nu? Nu. Asta merită făcut. Pana mea. Adică să dai discard în rest? Nimic. Ok. Upgrade. Ăsta era nou, nu? Ok.
88 plus Thunderstorm, Winter Wild Card, Team of the Year Icon, la favorite. 4 combinații. Hei, uh-huh. 85, 87, 87, 88. Mam! Da, hai să deschidem pack-ul. Bă, eu îl fac. Chat, eu îl fac. Eu îl fac acum, în seara asta. Eu îl fac 100%. Eu îl fac 100%. Nu știu, nu știu ce să vă recomand, dar eu îl fac. Da, eu vă spun, eu de făcut îl fac. Eu le fac pe toate, știți cum. La mine e content. Eu îl fac. Amu, stați aproape. Vedem dacă merită sau nu. Hai să ne uităm rapid să vedem ce curume mai avem pe aici. Astea. Like and sai. Machi? Băgă și Machi? Nu? Sau? Alo, băga pe Machi, mă! Wow! Bă, băieți, l-au băgat pe Machi, mă! 4 cu 5! Oh, bă, trebuie să-l facem pe ăsta, mă! Bă, stai că s-a schimbat... Eu oricum îl fac, stați! Eu oricum îl fac în seara asta. Eu nu mă trag pe cur. Am zis că facem toate SBC-urile vieții, toate. Nu ratăm unul. Aie. Moia e mare, palmea am luat de mădor și măselele, dar eu continui să fac. Dar, cred că săptămâna viitoare, chat, marți sau miercuri, facem live cu Machi. Low high. 15 WeFoot. 15 WeFoot. Ok. Foarte bine pe defending, foarte bine pe straight aggression, foarte bine pe agility, balance, reacții, composure. Foarte bine pe pase. Low pe shooting nu mă interesează. Foarte bine pe viteză shadow pe el. Playstyle-uri bune. Avem block, avem intercept, avem rator, avem slide tackle, avem plus bruiser. Avem și quick step-ul. Preferam să am rapidul, dar e perfect quick step-ul. Ok, și avem și press proven. Eu-l fac, mă. Bă, eu cred că-l fac, mă. Nu sunt fan jucătorii, acum intru pe Discord, nu sunt fan jucătorii scunzi la mijloc. Bă, dar știi ce? Ăsta până la Team of the Season n-are moarte. Hai să vedem cerințe. Hai să vedem cerințe, chat. Cred că săptămâna viitoare. Bine, mâine avem și attackers, da? Deci avem așa, mid, def. Mid, def, mid. O, și nu avem attackers. Ar fi frumos să avem și un portar. Ok, 85. 86, 87. 88, 88. 89, bă, eu îl fac. Bă, dar nu-i prea ieftin? Nu-i prea ieftin, chat? Nu se resetează, știu, Marius, e bug acolo. Nu-i prea ieftin, frate? Hai să ne uităm și pe Footbin. Bun, mă, facem mai că nu. Îl lăsăm săptămâna viitoare, marți sau miercuri, să vedem, facem live și-l facem. Nu, îl facem. Avem pack-uri, avem... Oh, n-am mâncat asta, îl mâncam acum. Stați un pic, o secundă. Hai să mergem să deschidem pack-ul de 700.000 la Jon Snow. Hai să facem ceva buton așa, cât suntem pe Super Bowl Live? 220. Bă, ok, mi se pare, am jucat și la weekend league frumos, pac, 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 facem și icon, facem, am deschis și pack-uri. Perfect, îmi place live-ul ăsta. Peste o oră vă aștept pe live, al live, vedem meciul Atletico. Ia, mă sună cineva, cine? Vedem meciul Atletico. Bă, am răspuns. A, trebuie să zic de aici. Atletico Barcelona, îl vedem împreună. Dar unde mi-a deschis? A, stai, nu da. Mi-a deschis separat? Un curul meu, de ce, mă? Așa aici? Hai că eu zbun pe Discord. Stai, așteaptă, mă. Te aștept să vii. Ce trebuie să fac? Vede, și ce mi-a dat așa? A, acum cred că, ia. Și dacă dau așa, ce se întâmplă? A, stai să văd, să vedeți și voi, mă. Vedeți? Fac imediat. Da share play. Dacă aveți, eu îl fac 100%. Dacă nu sunteți convinți, așteptați-mă să-l fac eu. Uite, face și Adrian, îl face și Jon Snow și vă convingeți. Bă, merită, nu merită. Totuși, cu machelele acolo la SBC, dacă nu aveți fodder, gândiți-o bine. Hai! Mă, ăsta e super mega pack. 700.000, wow! Bă, nu știu cum e mai dureros, să dai în coins sau să dai cu points. Cred că e mai dureros să dai cu FIFA points, cu cash real. E specială. E specială, fii una bună, te rog. City. Rod. Și cine? Aoleu, Lavel. Rod și Lavel. Mamă. Stai că e groasă. Mamă, niciun icon din ăsta? What the fuck? Stai să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
100 de mii de milioane de icons. Oh, și Beckham Team of the... Ok. Bă. E win? Mamă, doar 200 de mii ăsta. Bă, nu știu ce să zici de pe ăsta. Fără air chat? Icon în spate. Bă, nu știu ce să zic. E win pe folders, dar nu e win pe jucători, nu? 700 de mii. E cum si cum sa chat, nu? Nici prea prea, nici foarte foarte corect. Bă, 700 de mii, nu știu ce să zic, chat. Pentru că nu are nimic jucabil, doar pe Beckham. Devii cu icon, da, hai că îmi zici. Las aici deschis. Eu pot să las deschis și mă duc la mine între timp, fii atent. Eu mă duc la mine și las deschis aici. Închid... Uite așa, am lăsat portița. Așa. Doar că... am o rugăminte, John. Să-mi scrii în chat, da? Bă, eu zic că mai degrabă e spre luz chat. Mi opresc o secundă microfonul și ridic muzica ca să mănânc batonul ăsta frâne. Trebuie să mănânc până la ora 8, da? Că ăsta e micul meu dejun. Ăsta micul meu. Asta e cinea mea. Da, asta e cinea mea. Așa, muzica puțin mai tare. Oprim microfonul să nu vă sparg urechile cu mestecat. Îmi cer scuze. Și între timp fac SBC-uri și icon. Hai! What you gonna do?
Gata, cet, îmi cer scuze. Mi-a luat și eu cina. Și n-am vrut să vă deranjez la ureche. Știu că e nasol și pe mine mă deranjează când cineva mă olfăie la urechile mele. Bun, avem două, acum le deschidem imediat. Cine? Andrei, hai la tine. Jon Snow, ăla-i gata, imediat intrești la Jon Snow. După aia mergem și facem la mine. Facem o vizionare, mă deschidem, facem mai când imediat. Deci avem acum două rapid, hai. La Adrian. La Adrian, a zis Andrei. Adrian, hai Adrian. S-a băgat butra... Unde s-a băgat? La SBC? Citește, rog, și Varan... Mergem pe Footbin după ce deschidem astea două iconuri. Mergem rapid pe Footbin să vedem despre ce e vorba și după aia mergem și facem iconul la mine, da? A trebuit să terminăm până la 10... Dar nu contează, mă, că nu mă mai duc acasă. Vreau să mă duc să-mi fac un duș. Facem, ne uităm la meci de aici. Fac un live în chipul ăsta și stăm și deschidem tot. Și oricum vreau să mă duc să-l văd puțin cum arată. Eu cred că o să-l fac pe ăla. Săptămâna viitoare facem live și-l facem pe Mache. Cred că așa facem. Facem, îl facem și-l băgăm la, qualificări, nu? Am zis că jucăm joi qualificările. Vedem noi. Te rog să revii, Adrian, în meci. Crive, bravo. Din ce l-ai prins pe Crive? Ăla nou, mamă, ia uite ce frumos. Ai Viera, nu mai e nevoie de machiarele tău. Ai Viera cu Zidane și cu Zico acolo. Mamă, Mbappé de 93. Werner care îl cu mare garantat 92. Șanse la 93 dacă dă 4 lui Luton. Și Eusebio arată bine echipa, bravo. Deci acolo, pe linia de fund, dacă prinzi ceva, nu? Toate arată mișto echipele. Înceapă distracția. Aniversarea de 15 ani Ultimate Team. Îmi place eventul ăsta. Și jucători la obiective și SBC-uri bune, chiar îmi place. Chiar îmi place. Dar avem și un icon 88 plus. Speciale, moveri, nebunii, scump. Hai să vedem dacă merită aplicat. Asta e primul. Hai. Aoleu. Aoleu, băi, Electronic Arts, tocmai ce te-am lăudat pentru content în pana mea și tu vii și ne dai mizerile astea? Bă, dă mă și tu un că mă bâlbâi, un Czech Team of the Year, că nu e mare rachet, mă, Czech Team of the Year, mă, cum să dai mă mizerile astea, mă? Aoleu! Și că fac chef dacă tot să aniversăm și sărbătorim 15 ani. Băi, ei, mă. Mă gândeam că ești așa, mă, e ok cu noi acum că e sărbătoare. Zic și eu, știi? Dă-mă drumul la robinet în pana mea. Vai, ia ce zic băieții, vă leu cu lopata în cap direct. Nici nu știu, te las pe tine să alegi între Lineker și Kloze. Medium high. 4-4, high-low. Da, nu știu ce să zic, Adrian, te les pe tine să alegi. Bă, dar e clar luz. E clar luz, bă, ce, nu știu ce să zic. Așa, avem pe Benea și pe... Benea și pe Gerasim, imediat intrăm. Hai să mă duc la Jon Snow, clar e gata, îl deschidem la Jon Snow. Stați un pic să văd. Ok. Hai, și revenim imediat. Hai, dăm rapid în ele. Eu nu aștept like-uri. Bine, voi dacă vreți, loviți. Dăm rapid în ele. Să mergem rapid să vedem meciul, da? Atletico Barcelona. Haide! Ok. Bă, măcar e Team of the Year. Decențel, picu. Măcar e Team of the Year. Ok, undeva la 700.000. E un small win. Eu zic că merge. E un small win. Cantona pe conexiunea noastră e
într-adevăr se mișcă, se mișcă puțin Rolfo, nu? Se mișcă puțin mai greu. Double walkout, nice. Nu mai dați chef, să vedem și noi. Bă, ți-a dat bine, mă, dă omul ăsta 4 walkout-uri. Eu am luat un walkout și eu nu mi-am scos banii. Hai că nu e rău, hai că nu e rău. Bun, hai să mergem mai departe. Bă, nu e rău la Jon Snow, nu e rău. Bun. Discord-ul... Hai să mai las deschis puțin Discord-ul, că nu se știe. Sau să-l închid? Mai avem ceva pe Discord? Nu cred. Nu cred. Hai să lăsăm închis Discord-ul. Și hai să mergem pe PlayStation. Am făcut tranziția, am făcut. Hai. Bine. Încă l-am văzut Team of the Year. 16-19 MSU? De la ce? Ce s-a întâmplat? Cantona... Mă, nu, Cantona e bun. Acum, sigur, depinde și ce opțiune ai, că sunt atâția jucători în momentul de față. Bă, eu îl pun la win dacă ți intră gen. Dar trebuie să simți puțin greu, dar compensează cu altele. Mișcare vor chiar ok, 5-4. Mă, nu e un car rău, nu e un car rău. E fan real, da, 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 fan real și s-a dat 4 la Barcelona, aia zic. Te-a simțit, te-a simțit. Să mai facă unul, dar ce e repeatable? O, apropo de machialele. Am zis că mă duc să mă uit, dar mă uit, Mbappé, bă, dar ce noroc aveți, mă. De unde, mă, de la ala, uite, Real Madrid, ala Madrid ne-a rămas. Și best, frumos, Rolfo, care deja e 92 asigurat, puțin noroc 93 și cred că o să joc și eu. Ia uite, mă. O, bine, mă, nu mai zic nimic. A, și Van der Sar ăsta nou. N-am, mă, jucați-o pe asta. Aoleu, stați un pic. Nu mai văd mouse-ul, mă. Butonaș avem? Mă, să facem, mai avem nevoie de 6 butonaș, să suntem 240 pe live. Mulțumesc frumos. Sper să rămânem măcar un 70-80-100 și la meciul Atletico-Barcelona, dacă nu e prea târziu, pentru că n-am mâine școală, job, știți cum e. Hai să facem 150 de butonașe. Până facem butonașele. Până facem butonașele, chat, până facem butonașele, dacă vreți. Hai să mai deschidem unul, asta ele, da? Hai! Ok! Ok, l-am de 92. Bă, sigur că când deschizi un pack de ăsta, te aștept să-ți dea ceva top, ceva rachetă. Însă l-am e un small win. L-am e un small win. Faza care e? Unde-l joci? Joci right back, îl joci la mijloc, iar la mijloc stă foarte bine. Dar da... e singura opțiune aici. E singura opțiune aici, chat. Ai văzut nou Evo? Nu, intrăm imediat. E singura opțiune aici, nu văd. Nesta nu scoți nici vorbă. Nici vorbă. O să las așa să alegi tu, dar bănuiesc că l-am. Nu, l-am, da, le-au eu, nu? Da, l-am, le-au eu. Dar nici n-ai. Singura opțiune. Plus că, în afară că e jucabil, costă și un milion. Da? Costă și un milion, adică... Chiar win, gen. Da, mă, e un milion, frate. Eu strâmbam așa puțin de nas, dar la un milion... Stai puțin că nu e așa. De fapt, e de la... Mid în sus? Nu mai e small win, e win. E win. Ok, trimitem la club pe LAM. Bine, la cum arată echipa lui? Ce zici de Real Osasuna? Da, mă, e previzibil rezultatul. Adică nu cred că s-a așteptat cineva. Bine, surprize se pot întâmpla. Dar nu e, adică nu e vreun rezultat, mamă, ce rezultat. Adică, eu zic că previzibil e rezultatul. Se putea și mai bine. Bine că a revenit rapid, pentru că la 1-1 ăla intrasele puțin în joc. Și, da, mă rog, ăsta e stilul lui Real Madrid. Își conservă foarte mult resursele și are un stil așa de a dormi uneori jocul. Lasă puțin posesia, după aia accelerați, zici că nu forțează, știi? La un moment dat accelerează, forțează când trebuie, pac, a dat gol, știi?
Vinicius putea să bage 3-4 dacă lăsa biciclete și alte nebunii, însă, da, de excepție, de excepție. Păcat că trece prin perioada în care trece și păcat că nu reușește el. Te rog să-mi dai share play sau intru pe share screen? Te rog să-mi spui. Intru și pe share screen, că am nicio problemă. Da, trebuie să schimbe ceva, el să treacă peste toate mizerile care se întâmplă, să treacă mai ușor. Da. Să nu mai răspundă la provocări, să nu mai audă ce se strigă din tribună, că s-a strigat și acum. Da, asta e. Dar da, mi-a plăcut o remarcă a comentatorului. care practic da, în aceeași sentiment cu mine și cu marea parte a fanilor Real Madrid. Și-a, mă rog, specialiștea, jurnaliștele din Spania, remarca a fost ceva de genul ăsta. A dat-o foarte subtil. Aș fi curios, ați văzut meciul, nu? Dacă nu vă spun eu. Aș fi curios dacă să ne spună, mă rog, Ancelotti a zis, nu am zis Don Carlo, Ancelotti, la un moment dat, cât din libertatea asta de pe teren e efectiv libertate dată de el sau dacă e ceva tactic. Pentru că la un moment dat, exact observațiile pe care le făceam și eu înainte și pe care le face toată lumea, se călcau în picioare, se aglomerau în stânga și Brahim, și Vinicius, și Rodrigo, care îl călărea pe... efectiv erau pe 5 metri pătrați, erau toți 3, da? Pentru libertatea asta de joc. Și evident că era un gol imens în mijloc și în partea dreaptă. De altfel, golurile când au venit cu Brahim în centru, banda Vinicius și dreapta Rodrigo. Rodrigo care încă nu-și găsește forma. Eu sunt de acord cu switch-ul. Hai să deschidem, să nu-l ținem. Hai să deschidem mai că nu, să nu-l ținem și după aia vorbim. Eu sunt de acord cu libertatea și cu switch-ul. Dar nu sunt de acord cu aglomerarea unei poziții și efectiv nu crezi, toate fazele au venit tocmai când jocul a fost mai degajat, când s-a dat pe centru, când, mă rog, s-au atacat spațiile cum trebuie. Și cam asta a fost remarca. Mi-a plăcut foarte mult remarca. Nu știu cine a comentat meciul la Digi, dar a avut o remarcă de nota 10. Pentru că și eu sunt curios să vedem cât e tactică și cât e libertate. Hai că nu. Hai, măcar să fie Team of the Year, măcar să fie Team of the Year. Ok. Firesc cu Finesu Plus. Deci nu știu, ei high rated. Ei ăsta cu gândul la un viitor SBC, nici nu știu. E luz, clar. E luz. Hai, luz. Te lăs pe tine să alegi de el. Da, din păcate e luz. Bă, până în momentul de față, ok, avem un Lam, avem un Xavi, ambii jucabili. Hater mai ești câteodată, mă, of, doamne. Ești tu hater când nu joc la Weekend League, mă, că ești băiat bun, mă, da. Și mie îmi place trollul și hate-ul și asta, dar nu când joc la Weekend League, că stresată, s-a mărâtă, adrenalina acolo. Mai vii și mai arunci și tu, mai torci și tu roaba cu gunoi. Pirez intră la Evo nou, Pirez ăsta? Oh. Ok. Ok, uite-mi imediat pe Ebulo. Eu cred că este o tactică. Da, dar nu e tactica câștigătoare. Pentru că nu așa, nu de acolo pleacă fazele, din contra. Când faci o analiză și vezi că nu e în regulă, știi? Da, dar e posibil să fie așa. Ok, îl avem pe Maldini de 93. Avem Pele, Jarzidio, Garincia, Company. Sau a Rio, bă. Asta mă rog, toate echipele la Timișto. Sigur. Fiecare cu norocul lui, că la urma urmei. Bă, e o loterie, e o păcănică păcănea. Zicea mai înainte cineva, bă, dar joci la pariuri unui X2, mai jucăm și noi un bilet. Bă, măcar nu jucăm la păcănele. Dar jucăm la păcănele, nu-i așa? La FIFA, pentru că ăsta e o păcănică. Ia. Alba neagră, cum e aia? Că nu știu, că roș-negru, hai. Roș-negru, cam asta, hai. A plecat, roș-negru, hai. Ok.
Ok, ok, ok. Zola sau Stoichkov, două small win-uri. Mă, personal m-aș duce pe Zola, dar te lăs pe tine să alegi la Canișu. Personal m-aș duce pe Zola pentru că avem un 4-4 high medium, avem double playstyle, team of 2, plus că avem finesse plus-ul și technical și trivela. Nu arată rău, dar am una. FIFA e mai rău ca la păcănele. Cam pe acolo, cam pe acolo. Cam pe acolo, din păcate. Oricum, te lăs pe tine să alegi. Te lăs pe tine să alegi. Ok, leave. Ar fi bun, păi da, în seara asta, cu tot respectul pentru fanii Barcelonei, nu sunt fan Atletico, din contra. Dacă nu era nimic în joc, o spun cu toată sinceritatea, aveam un 1% pentru Barcelona, da? 49-51. Pentru că eu nu am o problemă cu, chiar nu am o problemă cu Barcelona, am o mică problemă cu Atletico eu. De-a lungul istoriei am o mică problemă, am. Ei, mi se pare că aia de fapt războiul și de acolo vine hate-ul grosolan și tot. Însă în seara asta o să țin cu Atletico, pentru că da, ajută Realul în lupta pentru titlu, e normal, și voi ați face la fel, nu? Dacă era Atletico, Real Madrid și Barcelona primul loc, vinea și voi cu Atletico, că e normal să fie așa. Așa că da, în seara asta pentru prima dată în istorie o să țin cu Atletico, pentru că ajută Realul. Hai să vedem, dacă și Electronic Arts ține cu noi, dă-ne ceva bun, te rog, hai, fii cu noi, te rog. Ok. Ok, două small win-uri din nou. Două small win-uri. Avem un Zola și avem un Casillas, care și Casillas intră în top 5 top 5 portari. Îl am și eu și ok. Chiar e bun. Am un, nu știu, Zola 4-4, finesse plus-o. Nu știu ce să zic. Alege tu. Două small win-uri și aici, cred. Nu? Chat? Greșesc? Lăs pe tine să alegi. Bun. Așa, înainte să mergem la mine să facem și la mine chat. Imediat îl facem, da? Aici de deschizi ceva pe cur. Hai să merg 10 secunde pe Footbin. Să văd despre ce e vorba, Butragheniu și ce zic băieții. Și după aia mă duc și pe evoluție. Pentru că nu știu ce zic băieții de Butragheniu 5-5 ceva de varan, dar nu înțeleg care e faza cu ei. Unde panea mea e Footbin-ul? Nu am deschis, să-l deschid acum. Hai că mergem rapid. Ia să vedem ce zic băieții. Dar unde e Footbin-ul? Aici. Hai, rapid. Deci. Și Schweinsteiger? Dar ăștia de unde sunt, mă? Ăștia sunt mini-release? Uite-l, bă, pe Varan, mă. Hai că-l prinde bunicul, îl prinde pe ăsta. 5-4. Ce double playstyle are? Sunt curios. Hii, are ratonul cu slide tackle. Are și interceptul. Ok. Ce, mă, gata, mă, ce să mă. Deja candidează la unul de cei mai buni fundași în game. Lol, frate. Daneluțu, cum să nu? Arată bine varandala, mă, să mă. Top varan. Bun, Butragheniu 5-5 cu technical. Aaaa. Băi, au scos finesse plus-ul. Știți de ce i-a scos finesse plus-ul? Știți de ce i-a scos finesse? Pentru că pe fin... Sau stai? Deci el avea tehnicul, nu avea finesul, mă. El avea finesul normal. Stai, mă, nu. Avea finesul normal. Și sper că l-are, nu? Da. Băi, ăsta... Zeu pe finesul. Bun, are technical cu quick step. Mamă, technical cu... Oricum, rămâne problema. Știm deja problema. Straight aggression. Ia să văd la play... La, zic să zic, 5-5. La... Doamne, high-low! 94 agility, 92 bell, 93 reacții, 90 composure, ok, se putea mai bine. Ce vorbești, mă? Da, mă, dar ăsta e în pack-uri, mă, bă, dacă ăsta era la SBC, ăsta e în pack-uri, mă. Hawk pe el, direct. Probabil că unul se dea Hunter, nu, Hawk. Hawk direct, sau îi dai așa, îl lași așa și dai. Fie finisher, fie dead die, cred că mai degrabă dead die, pentru că nu are nevoie pe dribbling. Ar merge dead die-ul sau Hoku. Ia să vedem, băieții, ce ar da.
Hunter, Hulk Hunter nu, Hunter chiar nu. Hulk da, artist? Artist? Artist nu văd, de ce? Nu, artist chiar nu. Nu, eu nu i-aș da artist. Adică îi dau de dai. Da, mă, e bun, mă, dar cine îl prinde pe ăsta, bunicul, mă? Eu sunt pe cor, nu? Schwansteiger 5 cu 4, 4 cu 5, ia uite-l și pe ăsta. A, mișto, mă. Ceva de listuri frumoase. Crespo. A, mișto. A, de asta am prins-o pe roda asta, că e nouă, mă. Am înțeles. Nice. Bun. Bă, cred că îl făceam. Cred că îl făceam, pentru că eu l-așteptam pe Crive, dar îl făceam. Dacă era lesbis, îl făceam. A, stai, că dau înapoi. Stai. Doamne, ce. Stați, mă, că trebuie să mă uit pe ăla, mă. O să intre, acum intru, Neluțu. Te aștept apoi cu de 750.000. Acum intru la Canișu, stați o secundă. Acum intru la amândoi. O secundă, vă rog, că vreau să văd ceva, că n-am văzut ce e mai important. Na, că ăștia sunt pay-uri, dar pe ăsta putem să-l facem. Bun, încă nu avem un preț, dar vreau să văd ceva aici, chat. Da, mă. Singura problemă care o am eu, am o mică problemă. E mică. Compensează prin altceva, că e genul ăla pitbull, cante, da? Compensează că o să fie agil, are composure, straight aggression perfect, playstyle foarte bune, foarte bune. E înălțimea, mă. Aia e singura mea problemă, de eu cred că-l fac. Cred că-l fac și avem CDM până la Team of the Season. Arată bine, mă. Arată bine cardul, mă. Și reacții, și pase bune. Shoot-ul nu mă interesează, oricum îl joc stay back. 5 stele pe weak, atenție, joci în stânga și în dreapta. Playstyle-uri foarte bune. Foarte bune. Bine, preferam altceva în loc la quick step, dar e perfect, e perfect, e perfect și quick. Dacă avea rapid, era chiar prea stricat. Nu mai zic dacă avea raton sau ceva. Da, mă, înălțimea e o problemă, dar arată bine cardul. Eu cred că o să-l fac. Bun, acum putem să mergem să deschidem. Viera, atunci, dacă ai Viera, nu are rost. Ce e marken? Viera e... Ca e Viera, nu are rost să-l faci. Bun, hai să luăm așa. Raca, ce am la tine? Am pecu. Hai să-i deschid întâi, când și după aia intru la tine, Raca. Hai ca să deschid, când și după aia intru la tine să iau pecu. Pecu de 750.000? Ce pecu de 750.000? Ăla care l-a deschis Snow. Bă, nu știu ce să zic dacă merită, mă. A prins multe din el, dar nu știu ce să zic eu dacă merită. Nu am microfonul, Neluțu. Stai că-l bag. Vrei să-mi zici ceva? Nu mă încântă Mache. Bă, că tu ai Viera. Ăla cu 100% icon. Acum intru imediat. Salut, Neluțu. Hai, ce? Dar n-aveam, că n-am, ca să ascult dacă am vreo donație sau ceva, știi? Știm deja echipa, da? Carne și cârnați am trimis suficient. Varan, de unde curumel? Ah, nu, stai că ăsta e făcut. Oh, că m-am speriat, bă, am crezut. Bă, stai puțin că am crezut. Am crezut că la bulonosul de Nelu i-a picat Varan, dar l-a făcut, mă, m-am liniștit, știi? Am zis că, ia uite, mă, i-a picat Varan, nici n-a ieșit în pecuș, deja el la are, știi? Băi, el are atâta bulan pe contul ăsta, că l-are înainte să iasă în pecuri. Deci n-a ieșit în pecuș și el deja l-are. Hai să vedem. Știi ce aș vrea să văd aici? Un Dinio de 94. Hai, a plecat. Că l-are și să fie dublul la întrele de bărbura și la gare. Da, e bine, mă. S-a dat bine. S-a dat bine. Nu știu dacă Pirez nu cumva intră la evoluție. Pirez. Nu știu exact. Vezi un pic dacă intră Pirez de ăsta de 89. Da. Vezi un pic. Oricum, luz, pe cu luz, clar, da? La ăla cu icon trebuie să vezi. Stai un pic, că ies eu de aici și să încerc să mă duc la mine. Stai un pic. De fapt, pot să mă uit la Racanișu. Stai că intră la Racanișu. Dar care... Da, e peste din... Bă, dar nu știu că dacă intră ăsta de 89, ăla normal intră, pentru că ăla am eu chat.
Ăla normal intră pentru că l-am eu, de ăsta de 89 nu știu dacă intră. Nu intră că l-am și eu. A, auzi Neluțu că nu intră, tată. Nu, eu pe ăla normal l-am și intră. Dar bine că chiar dacă intră, frate, dă plus 2 și ok, probabilități aici. Așa, da, mă. Nu, băieții zic că nu intră. Pirez intră. M-am uitat acum. Intră ăla de 89 la evoluție. Mai dă o dată pe probabilități. Unde? Cum dai? Cum dai pe probabilități? Ia. A plecat. 750. Ce e asta? Ce e animat? Stai. E de asta special? O fi icon? Nu-mi zic că e tot aia, mă. Nu-i fata, tot fata. Double cow, tot fata, nu? E nouă, mă. E icon. A, nu. E ce? Team of the Year? E Team of the Year nominee în spate. Ce e, mă, în spate? E Team of the Year în spate? Nu, ce? A, e Musiala. Ok. Stai, mi-a luat brain freeze. Ce pe chestia asta, mă? A, e la cu icon-ul. Deci trebuie să avem și un icon aici, nu? Garantat. Nu știu ce îmi dă icon-ul la început. Stai, cum? Ok, din nou speciale multe, din nou walkouts. Și ai că nu? Close. Mamă. Și îl face de 91, păi și merită. Are finesse plus-ul ăla. Mamă, frate. Ok. Bine pe fodder, dar nu da jos, nu jos, bă, nu da jos. Nu da jos, nu fi nebun. Eu zic că e luz, mă. Eu zic că e luz, chat. Mamă, eu zic că e luz. Adică, în sensul că, ok, ai multe walkout-uri. Ai multe walkout-uri, nu zic nu. Ai multe walkout-uri, dar... Na, ce te se bagi? Ce ai luat pe mere, e dat pe pere, frate. Da, eu na, băie, să mor eu. Nu, eu pe Machiavelli îl fac. Alex, eu am zis, eu îl fac, da? Pentru că, na, deja am avut meciul la weekend, deja avem Mike Nesbisi, deja deschidem o grămadă de pack-uri. Avem iară live după aia cu meciul Atletico-Barcelona. Îmi programez contentul și ca să avem un live frumos, mai avem încă un live ceva diferit, separat, așa, marți sau miercuri fac un live și îl facem pe Machiavelli și eventual jucăm qualifier sau facem ceva cu el. Asta facem, deschidem pack-ul și îl facem pe Machiavelli într-o zi, marți sau miercuri. Au joi, vedem. Și eu îl fac 100%, arată foarte bine, chiar foarte bine, plus că 5 stele pe week, playstyle-uri bune. Îmi asum înălțimea, na. Aia e un minus pentru mine, da? Pentru ce prefer eu la mijloc. Dar asta e, o să fie perfect. Perfect? Vieira, dar de unde? De unde? Și plus că Vieira cât e? 6 milioane ăla de 93, despre ce vorbim? Așa că da, marți, miercuri, îl facem pe Machiavelli. Eu îl fac 100%. Și îl blochez până la Team of the Season. CDM acolo. Bă, dă-o măsa, mă. Mamă. Ce slab dă, mă. Stoichkov sau Close? La o echipă așa mai modestă, Stoichkov ar intra, gen, știi? Da? Plus, clar. Plus de din astea, mă. Vreau pe tine să alegi. Oh, da. Hai să ne dăm ruină. Mă, deci am luat vreo 2-3 vreo 2 small win-uri și restul cam luz, nu? Cam luzianul, da. Hai. Ronaldinho Thunder e unică, 100%. Pentru mine nu. Cine? Ronaldinho? E, nu e, top. Dacă am Matauz base merită Machiavelli, păi poți să joci Machiavelli CDN și Matauz box to box. Plus că dacă joci într-o formație de 3, cu atât mai bine. Deci ce mini release? Ăsta e mini release-ul, nu? Ok, Garnacho, James, Mbappé, Vinicius, ok, I fucking take it. Ok, bun, hai să scot pe ăsta de aici, dăm ăsta de aici. Băgăm dublura și dăm bătaie. Ah, stai că am băgat numai dublura, n-am băgat toată echipa. Bravo, mă, creier, bine, moșu, ești deștept în cap. Absolut. Dar nu mai degrabă. Nu mai degrabă, chat. Nu mai degrabă așa? Ba da.
Vezi la Evo. Dau sumic la asta și intru la Evo, Lucian. Hai. Mă, eu pe machialele văd fix CDM, nimic altceva. Poate fi jucat și fundaș, dar e prea ascund. Amu, în momentul în care vorbești de Mataos, de Stevie G, varianta aia, știu eu, KDB, ce mai aveți pe acolo, aia-s box to box, aia second CDM, CM box to box, știi, adică pana mea. Trebuie să jucați împreună, adică eu nu văd o problemă să joci Mataos cu machialele la mijloc. Chiar nicio problemă. Chiar niciuna. De ce zic? Bun. Deci aia așa. Up. 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 Ca să dea mai jos. Up ăsta. Ok. Up așa. Up așa. Up așa. Bine că după aia le reglăm. Dau așa și vedem ce... Bă, dar trebuie să deschidem că nu prea am. Trebuie să deschidem că nu prea am chat. E cam grosuță treaba. Și să văd pe cine bagă aici la evoluții. Nu prea am material. Stai că mai avem pe aici. Ia. Parejo, Igbala, Arnold. Așa, ia să vedem. Am și unul pe Discord. Ok, ai dat deja share play. Hai că intru și pe Discord și deschidem, sigur că da. Nu merge nici așa, dar de ce, tăticu? Am băgat 89. Ai 88. E 88. Coisane. Am înțeles. Haide marș. Păi și ce am făcut, mă, cu ăsta de 89? Cât am? Am băgat 1, 2, 3, 4 de 87 în loc de 2 de 87, nu? Pentru că a băgat 89. Hai, a plecat, ce să mai? A plecat, ce să mai? Hai. Dăm așa, curul meu. Ce apa măsiați? Pe general, acum intru. Stai un pic să văd ceva și intru imediat. Vreau să văd club evoluția nouă. Ia să vedem despre ce vorbiți. Ăsta îl fac și pe ăsta când expiră 11 zile. Am timp. Care e evoluția nouă, chat? Asta cu aia. Dar ăsta nu. E că ăsta e cu bani, nu? Aici am intre pe rezmie. Ăsta e pay. Oh! Bă, dar e pay ăsta, mă. Wow! What? Intră și Van Basten, intră și Grizzly, intră și Ronaldo. Oh, Ronaldo! Îl face de 80. Oh, dar ce puțin dă, mă. E dă plus 1 passing, plus 1 dribbling, plus 1 skill, îl face 5 cu 5. Bă, dar e 200.000, dă-l în ceapa, mă. Așa, după aia, ai, dă și skill cum ar veni, adică plus 1, plus 1, nice. Bine, nu are nevoie, dar ăsta e dă puțin aici, mă. Ăsta nu știu dacă merită Ronaldo ăsta. Hagi, în schimb, ar merita că l-ar face 5 cu 5, Van Basten l-ar face 5 cu 5, dar degeaba că tot rămâne. Ok, Marco Van Basten ar fi de 94, îi dă și technical-ul. Dar nu, mă. Grizzly să fie win Grizzly. Bă, Grizzly ar fi winuț, mă. Bă, nu știu dacă merită vreunul. Cred că Griezmann. Da, și eu îl fac. Acum depinde de fiecare, mă, ce aveți la club. Bamba, Mane, deci intră mulți. Bă, interesant, nu zic nu, interesant. Interesant, dar e 200 de mii, frate, sau 1000 de FP-uri, nu știu ce să zic. La mine, în cazul meu, mai degrabă nu. Astea ce-s cu ei? Ăștia, așa. După aia, ăsta ce e? Ăsta nu era? Era, nu? Ok, bun, ce mai avem aici? Păi atâta, mă, nu? Aia, nu? Atât, așa.
patrie merită făcută. Cine are, da. Am văzut la Eva, am văzut, bă, nu știu ce să zic sincer. Aștept să văd ce zice, salut Petrică, salut, și eu îl fac pe Machi. Aștept să văd ce zice și FGG-ul. Hai să deschidem și la Ion, ca să nu-l mai ținem, să deschidem mai că nu și la el. Aștept să văd ce zice FGG-ul. Bă, e interesant, dar mi se pare 200 de mii, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic, sincer. Se pare scumpuț. Așa, hai. Deci pe general. Păi și unde trebuie să intru? Mi-a dat video call. Stai. Aici mi-a dat Jon Snow. Nu. Aici avem ceva, dar unde? A, pe, da, gata, la Iani, nu? La Iani, gata, acum intru, acum intru. De fapt am intrat, ce să mai. Așa, perfect. Ceea ce trebuie să dau în jos, cred că, nu? Da, corect. Ala-i tata. Am reușit, am reușit. Bă, bastone, da. Bastone, eu dacă nu făceam Ricardo Carvalho, le făceam 100%. Bastoni, Akanji, alegere bună. Bam, ai Pele, ăla de 96. Ai Sir Bobby, ăla e pe Cruyff. Ai Vieira, ai pe Rolfo, care e deja de 92. Deja echipa arată top. Deja echipa arată top. Echipa deja arată marfă. Hai să vedem dacă mai prinde ceva. Cont pe Bulan. Dar pe cu ăsta e o mizerie. În momentul de față chiar e tocător de resurse și nu e ieftin, mă. Nu e ieftin deloc, sincer. Nu e ieftin deloc. Mai degrabă pas chat. Mai degrabă vă duceți pe Machialere, sincer. Sau aveți răbdare cu resursele, pentru că probabil că o să iasă și un atacant în promoția asta nouă. Cam meah. Până în momentul de față, sincer, cam meah chat. Eu îl fac oricum, dar sincer, sincer nu cred că merită. Sincer nu cred că merită. Prea multe luzuri pentru un small win. Eu mersi, dar e cam tocător de resurse, din păcate. Păcate, cam tocător de resurse. Bun. Hai să vedem care e treaba. Poți să vii la vigilie? Da, cum să nu? Ai share play? Acum intru, tată. Hai. Tată, nu refuzăm, repet, eventual nu mă duc, nu mă mai duc acasă și dăm de aici, îi dăm de aici direct. Nu mă mai duc acasă și îi dăm direct de aici. La meci, da? Ia, e specială, cred, hai, fii una bună, te rog, keeper. Liverpool, e Alisson, deci e double workout. E Alisson, ok, ne ajută. Bă, fii, mă, ceva bun, mă, hai, mă. Doi portari, hai, să fie Van der Sar lângă Alisson, hai. Nu e, mă, cine e ăsta? Savic, a, ok. Ok, ok, hai, că de cât de loc. Plus că ăsta ne ajută la Icon. E bine, hai, e bine. O, și un Rafinha. E bine, bine, Savic nu costă foarte mult, dar e ok, îl ținem acolo, poate intră în pana mea la un moment dat o evoluție, 5-5, hai, mă rată-l. Am share, acum intru, tate. Asta nu, că pot să-mi dau și la ăștia, stați o să mă... Rei trebuie să dau un jos, nu? Acum intru. Deci țineți minte Alisson, da?
ia să vedem ce mai avem aici la share. Avem două share-uri, Cristi și Awesome. Hai, luăm pe rând. Awesome, tu ești vijelie, nu? Perfect. Bă, da, cred că o să dau, înainte să dau drumul la laptop, să mă duc să fac o leacă pipilica. Mă, mai avem nevoie de 30 butonace să facem 200. Hai, chat, hai că se poate. Hai că a fost un live productiv. Nu prea să mă trimit eu la Weekend League, așa, da. Ok, dar... Că dacă scoți DNF-ul ai doar două luzuri, dar... Nu știu eu să țin de meci, nu știu să revin, după aia mă duc Călin și mi-au 3-4 goluri când mă duc și risc. Da, asta e. Oh, și Coman, și Paulica, 90, bine că l-ai făcut, foarte bine și la mijloc, ăsta deja 92 asigurat, șanse cu Luton la 93 dacă bate 4-0. Aici și eu l-am făcut, e bun, dar până mai degrabă am răbdare, de acum fac e consumat, foarte mișto echipa. Am un pic mișto. A, dar nu e Icon la tine? Am, gândeam că e Icon. A, nu-mi zic că e de la mizerie de 750.000. Vezi că alea e cam luz, mă. Nu știu dacă merită alea vijelie, tată. Am deschis două mai înainte de 700-750.000 și cam luz. Adică îți dă 20 de walkout-uri, dar... Sunt walkout-uri la urma urmei. Hai, intră și deschidem. Hai, că vedem. Hai să vedem aici. A, mă, că n-am mai dat de mult un Team of the Year. Bă, pe cuvântul meu de onoare, chat, pe cuvântul meu de onoare. Pe cuvântul meu de onoare, Electronic Arts, voi umblați cu ceară 800 grav. Din 10, dacă 8 nu au fost Shearer și Lineker. Chat, greșesc? Bă, din 10 au fost Shearer și Lineker. Shearer, Lineker. Dacă nu e Lineker, e Shearer, Shearer și dacă nu sunt amândoi, unul e 100%. Bă, pe cuvântul meu de onoare, dacă nu e copy-paste mizeria asta. Și după aia mai aruncă câte ceva pe acolo, pântre, hai. În cazul ăsta, Bergkamp, să o luăm așa. Bă, ești nebun? Probabil că Bergkamp, dar clar luz. What the fuck? Bă, ce curul meu, frate. Bă, da, dar se mișto, mă, la început. Adică am mai prins un Lama, mai prins un 2 de Zola. Un like, ok, și așa zici. Bă, măcar nu știi ce zic. Mai un Casillas, mai intră, mai... Hai să vedem aici la vijelie. Ce ne-a pregătit? Ce surpriză ne-a pregătit vijelie? Acum intră. Mache, da, și eu îl fac. Sigur, aș prefera un Viera, dar na, nu am bulanul lui Neluț! Jericho, nu merită drogă. Eu cred că e de cont, mă, eu cred că e de cont, știi? Aute-l pe cantul ăla. Da, mă, eu zic că merită, sigur, îți asum puțin, pentru că e body type cu agility balance, îți asum puțin. Eu spun ceva, părerea mea, pentru că eu nu l-aș juca pe ăla de 89. O să sune straniu, nu zic că trebuie să faci așa, faci cum vrei tu, dar nu o să simți așa de mult diferența cu engine-ul. Crede-mă, pentru că am încercat și eu. Eu mai degrabă, în locul tău, i-aș da Hunter, viteză maxim, shoot maxim și oricum îți asume agility balance-ul cu body type-ului. Și overall ești mai câștigat. Crede-mă, cel puțin eu am încercat la 89-a meu și până la urmă am zis că n-am simțit diferența cu engine-ul, în sens am simțit diferența la finalizare cu engine-ul, foarte prost la finalizare și eu personal m-am regăsit mai bine cu Hunter-ul. Ok, se mișcă mai greuți, e genul ăla de jucător mai pe physical, dar eu cred că ești mai câștigat cu Hunter. Tu încearcă-l cu engine și după aia la urmă cât e un Hunter, 1000-2000 de coins și vezi dacă e așa sau nu. Technical plus, nu, ce, wow! Păi stai, mă! Ce curul meu? Stai, mă, ce se întâmplă aici? Păi nu-i dau, mă, dar ăla e dublură? Bă, stai o leacă, bă, stai o leacă. Dar de ce trebuie să dai la ăsta neapărat? Bă, dar nu faceți, mă, așa, mă, mâncați, așa, mă, ochișor. Da? Dar de ce, mă? Mamă, și mă pui pe mine să fac... Mă, da, am o întrebare. Muzica... Stați o secundă. Hai, cum facem și mizeria asta, bă? Dar nu puteți să fiți o leacă mai calmă. Yeah.
Lați o secundă, mă, că iar o ia razna muzica și iar nu reușesc să mă, eu nu înțeleg, mă, ce cu... Și plătesc o grămadă de bani, mă, ceva nu e în regulă, frate, să fie de la mine, trebuie să-i chem pe ăștia, mă. Iar vin și zic că, tot e perfect, tot e în regulă, plătesc o grămadă de bani la business-ul ăsta. Uite, și toate site-urile, toate astea mi se blochează, îmi iau DNF-uri în fiecare, nu e zi lăsată de la Dumnezeu să-mi iau DNF-uri, ceva nu, nu e în regulă, cu. Ceva nu e în regulă, jur, ceva nu e ok. Eu stau restart la ăsta. Asta se unde că nu avem muzică. Îmi dau seama ce s-a întâmplat. Tare mă gândesc că DNF-urile astea care sunt multe tare, frate, exagerat, să ai 4, 3, 4 pe săptămână, doar la weekend, mi se par prea multe. Tare mă gândesc că să fie și de la mine ceva, mă. Tot internetul, cu toate cablurile, cu tot business-ul, cu toate căcaturile. Sunt prea multe, frate, n-are logică, n-are logică. Și uite, acum mi se mai blochează nu știu ce site-uri. Uite și o căruță de bani pe lor ăștia, în fine, da. Merge? Da. Ceva nu e în regulă. Ok, hai să facem o nefăcută. Nu sunt de acord deloc cu ce se întâmplă aici, dar, na, fiecare pe contul lui. Nu faceți treaba asta acasă, 100% nu faceți treaba asta acasă. E păcat, alții săraci. Alții săraci s-ar bucura la un canto, na? Hai să vedem ce se întâmplă. Și care e pecu? Ăsta e pecu sau altceva? Salut, Cătă, salut, salut, te pup, ce faci, Cătă, cum ești? Păi și ăsta e pecu. Bă, tu, bă, eu nu cred. Tu, a, tu ai vrut să ne arăți cum îl băgăm pe cantona ăla. Mamă, dacă știam, bijelie tu-ți curul tău azi. Da, bă, nu trebuia să-l bagi. În fine, fapte consumate, am dat sumit. Hai să vedem dacă face plata sau nu. A plecat. Deci am băgat un like. Păi, dar pana mea aici dau discal. Ce să fac cu ăștia? Nu-i mai țin pe ăștia, mă, lasă-mă. Hai. Mă gândeam că m-a trollat. Mă gândeam că m-a trollat vijelie și era dublură, mă. Dar nu era dublură, l-a băgat pe bune, mă. Bă, nu faceți nebunii de astea, mă. Chiar dacă nu jucați, păstrați-l, frate, că poate este o evoluție, gen, o evoluție, și-l faceți de 94, 5 cu 5, mai încolo, nu se știe niciodată. Hai, oricum, a plecat în momentul de față. Hai, să vedem. Îți dai seama că nu merită. Nu știu dacă l-om o caut. Vigelie, vezi? Te-ai jucat cu focul, tate. Te-ai jucat cu focul, tate. Mem. Lol. Ai băgat pe cantona pentru mizerile astea. Bă. Vai, Doamne. Vai de cap. Mă doare pe mine, mă doare pe mine la picajul. Vai, Doamne, Doamne, Doamne. Bă, și m-a pus pe mine să dau, m-a băgat la păcat, mă. M-a băgat la păcat, mă. Lasă aici să faci tu, să faci. Hai rapid. Are fondă de 1 milion. Nici de 100.000 n-am făcut. Nu, no, nu merg, acum am lăsat-o deoparte. Ok, mă, fiecare la urma unui face pe contul lui ce vrea. Eu mai mult să dau un sfat, nu pot să fac altceva. O, hai și la Andrei. Aș ține unii jucători. Unii jucători aș ține pentru eventuale evoluții. Chiar dacă ai opțiuni mai bune în momentul ăsta la echipă, în viitor nu se știe cu evoluție, cu ceva. N-aș face din rage nimic. Și eu vedeți că am rage doar la weekend league. E de moment. Ofticolea că mă enervez, mai scăp câte un kiss, dar vezi, trec mai departe. Nu băgați echipii la SBC, maxim luați o pauză și atât. Nu de alta, dar faceți chestii după care, după care le regritați după, știi, că la nervi niciodată să nu luați decizii la cald. Niciodată să nu luați decizii la cald și niciodată să nu vorbiți la cald. Luați o pauză, aer în piept, zen și după aia. Aer în piept și noi, zen și noi, nu prea. Electronic Arts, Icon, nu prea că nu prea dă. Bă, deci copy-paste.
Deci copy-paste, jur, deci numai mizerii de astea dă. Bă, zici că e făcută, mă. Zici că e făcută. Zici că e pusă de ei. Da. Te lăs pe tine, te lăs pe tine să alegi. Hai, gata. Hai să dăm ruina și la mine, chat. Păi nu se poate, cum? Dăm ruina la toți și la mine, nu? Ia să vedem ce zice bulonosul de cătă, care e pe o mână. Știți de ce nu prindem noi? Salut, Alin! Salut, Alin! Salut, Sorin! Salut, Florin! Salutare, băieți! Știți de ce nu prindem noi? Prinde tot cătă, mă. Am avut netul de sâmbătă, mâine mă duc la... Mă, nu mie merge, dar nu știu... Da, nu știu. Dacă vrei să discutăm pe live, am avut și eu de mult o problemă de genul scrim pe Instagram. Da. Cum să? Nu, dar după aia mai fac un live. Închid live-ul ăsta și fac live cu meciul. Cătă. Ne auzim mâine dacă e. Ne auzim mâine. Vorbim direct la telefon. E win blank foot? Clar, Florin. 100%. Absolut. Despre ce vorbești? Mers să fac Rashford. Cred că pe Rashford o să fac și eu. Citește mesajul complet. Acum l-am citit. Pixel. Iară mănâncă cătă, mă. Mănâncă în continuu și bulan în continuu. Asta e, mă. Cătă mănâncă în continuu și are bulan în continuu. A, sau are bulan pentru că mănâncă în continuu? Așa, da, mă. Mai trimitem ca să avem să facem SBC-uri, chat. Electronic farts. M-am mai zis, mă, oameni frumoși, ne supărăm pe moment. Nu un joc, nimic mai mult. Mai avem supărări, mai avem frustrări. Și la pecuri, și la... Eu cred că o să mă duc așa, pentru că o să bag un Team of the Week de 87 sau 88. Hai să-l băgăm pe ăsta aici. Așa. Bun, 89. Da. Problema e că pentru machialele trebuie să deschidem gros. Nu am cum să-l fac, deci trebuie să deschidem baban. Pe cine băgăm aici, chat? Mă gândesc cine n-ar putea să intre la o mizerie de... Grimaldo nu mă interesează, că oricum l-am pe la special. Așa, hai. L-avem pe la special pe Grimaldo, nu? Sau? Cred că da. Bun, avem așa. Hop. Peles. Ba da. Hai că e bine. M-am speriat degeaba, scuze. E bine. Ai văzut butrăla nouă? Da, ne-am uitat și la butrăla nouă. Arată foarte bine, într-adevăr. Nu, așa. Ca să băgăm tradable. Chat. Uite-le pe gagicili. Gagicili, chat. Bă, da, voi v-ați întrebat vreodată dacă Cătă are contract cu Electronic Arts sau nu? Apropo, am văzut că a intrat live și l-am ratat, frate. Am văzut după că ești live. Venea să fac o leacă de Caterinc. De Young. Ok, I take it. De ce dacă sunt tradable? Mi se rupe. Nu vrei așa. Așa vrei? Nici așa nu vrei, dar ce curul meu să-ți fac? Hai de marș, pe bune. Bă, e timpul să umblăm la speciale, chat. E timpul să umblăm la speciale, n-avem ce să facem, chat. E timpul să umblăm la speciale. Bine că am mai umblat la ele, adică nu e prima dată, dar... It's time. It's fucking time. It's about time. Dar să vedem ce putem să băgăm. Ceva să nu-și ia boost, ceva care nu ne ajută. Ia să vedem. Ia să vedem ce avem noi aici. Ia uite, asta, ce asta? Asta odată. Hummels,
o dată. Ce mai avem pe aici? Uite așa. Așa, da. O să-l bag eu din prima pe ăsta. Ai văzut? Uite, nici nu ne-am bătut capul prea mult. Atâta a fost. Așa, da, mă. Ia, mă, să dăm și, ia să dăm și cam style. Să dăm cam style. Să dăm și ceva chemistry. Că poate, poate, știi ce zic? Ia vezi, Helles. Ap după dulap. Asta nu vă așteptați. Asta nu? A plecat. Hai. Și am băgat bani. Păi, dar cine are bani? Cine are bani? Să sară. Sară chat. Păi cine are bani bagă, mă. Cine e amărât ca mine nu bagă, vezi? Aia e, acolo e diferența. Nu, Manu, nu gol FCS. Ah, joacă Steluța a început, nu? LOL a început Steluța, nu? Da, bă, pentru mine este Steaua, nu vă supărați. Deci pentru cine e cu CSA-ul, tot respectul meu, tot respectul meu, nu vă supărați. Dar pentru mine, na, așa, eu așa am crescut cu, da, cu Steaua, după aia a preluat Nea Gigi, pentru mine așa a rămas. Nu, Manu, și tu, și eu am aceeași problemă, toți avem aceeași problemă. Nu e de la tine, e de la ei. De ieri a fost faza aia. Că și eu am jucat și s-a pus, nu mi s-a pus gen, știi? Probabil că o să rezolve, dar ce bug-uri n-au fost. Dar la FIFA asta s-au adunat, e tot FIFA, zic. Adunate cât toate la un loc, cred că, anul ăsta. Anul ăsta, da, de neajulit. 84, așa. Hai că astea de aici umblăm la Dembele, la asta, la Machelele, da? Astea umblăm marți, miercuri la Machelele. Hai să mai lovim așa. Ia să lovesc eu într-unul de ăsta, ia. Ca băieții. Ca băieții. Ia și în base sau Van der Sar Thunder. Băi, eu m-aș duce pe Van der Sar Thunder. E ok și ia și în base, dar eu m-aș duce pe Van der Sar Thunder. Dacă era ia și în base, Van der Sar base, cred că mai degrabă ia și în. Oricum e puțină loterie. O specială. Ia vezi, Germania. Striker. E pop, cred. Double workout. Dă-mă ceva bun, mă. Pârjol. Mi-a dat pârjol. Pop și pârjol. Bă, overall nu mă pot supăra. Bă, nu-mi dă nimic jucabil. Dar măcar îmi dă high rated. Nu? Chat? Adică nu... Pana mea, știi ce zic? Da. A, e. Atât s-a putut. Ce să-i facem? Nu, chat? Na, sunt 4 workouts. Hai că e bine, mă. Uite pe pârjol, chat. Ia, ce e cu pârjolul ăsta? 5 cu 3. Da, na, cât face? 20 de mii. Nu chiar, 30. E bine așa, rău zic. Mete machelele, zic că nu. Bă, eu o să-l fac. Acum, na, fiecare cu optina. Că tu ai opțiuni bune, arată foarte bine, nu poți să-ți zici. Doar că înălțimea e o mică problemă, într-adevăr. Înălțimea e... Înălțimea e puțin meac, dar hai, nu poți să le ai pe toate în viață, na? Și bogat, și frumos, și cucu mare. Știi ce zic? Hai, și 85-2. Aaa, păi puteai să te cumpi. A, totuși, inform. Hai, fucking take it. E double OK, dar inform. E bine, că e scumpi. Așa, păi, dă 85, nu da mai mult, că după aia te strigi la burtică. Oh, doi chiar! Ia, mă, joacă pe asta. Nu am, că am deschis astea. Nu mai am de alea sau wasted, nu mai am. Mai am 3. Am deschis de la rob, dar eu pe fiecare live deschid. Deschidele nebunesc. Bă, hai așa și vedem noi la machelele ce lovim, pentru că n-am ce să fac, că nu mai trebuie să facem mai că nu. Hai, 87. E tot specială, din păcate nu e din promoția asta nouă. Hai să vedem totuși, e double workout. Avem Bruno high rated. Ai Heroes, mă. Ai Heroes, da, e Heroes base. E... Cine pana mea e? Dudek. Du-te învârtindu-te, mă. Du-te învârtindu-te.
Slapec, mă, 85-7 asta. Ok, totuși, două cauți uniform, trei cauți, de fapt. Ok, ok, na, pana mea. Hai, păi hai să facem combinația care facem. Facem combinația de 85 cu inform. Și mai deschidem un pake și lovim 87 ore și la gară. Da. Așa e, dăm chat, hai. FCSB nu este a moșule. Repet, tot respectul, dragul meu Cezar, tot respectul, dacă pentru tine Steaua e CSA, așa e cum zici tu, tot respectul, nu. Eu zic doar punctul meu de vedere, cum văd eu, cum am fost eu crescut, cum jucam eu fotbal și când, na. Eu nu țin, eu sunt cu Ceahlău, ca să înțelegem, da? Dar eu așa am fost, așa, pentru mine FCSB e Steaua, pentru mine. Dacă nu e așa, pentru tine CSA, tot respectul meu... Nu, deci eu să respect ție părerea, opinia, tu trebuie să o respecti pe mea, chiar dacă nu ești de acord cu ea și gata. E, la mine e simplu, nu trebuie să fie discuții, polemici, certuri. Da. Chiar nu. Putem să trăim civilizat și fără nicio problemă în lumea asta și cu opinii diferite și cu păreri diferite. Sunt atâtea probleme mai grave. Chiar nu. Așa, da, să mă duc. Așa. Ce se armata? Nu zic asta. Eu zic doar părerea mea, na, fiecare cu părerea lui, repet. Așa e frumos, așa e elegant. Să avem păreri diferite, să le putem respecta, să putem să avem o conversație. Așa e frumos, așa e elegant. Communication problem. Da, nu, că nu, că nu e problem communication, nu, e de la mine. Up după dulap. E, da, mă, așa, da, vezi? Up. O să-l bag pe ăsta, l-am pe la 3 de bol, dacă e cazul, dar nu o să intre la... Nu știu cât costă, aia e faza. Hai să băgăm și ceva de 84. Așa. Nu. Salut, ce-am rătat până... Mare lucru nu, ceva meciuri la Weekend League... ceva pack-uri, ceva mai multe pack-uri și ceva iconuri, ceva iconuri, mai avem două combinații, una ca asta e ca și făcută. Hai să mai trimit de aici. Dar de ce doi la store? Nu e doar Dudek. Hai. Iar am eu brain freeze. Păi stă așa, da, și de toate pentru toți. În jumătate de oră începem și live-ul, închid ăsta și începem al doilea live, mă duc până acasă rapid cu meciul. Aici te simt. Dar nu mai am de asta de 85, mă, degeaba, mă. Degeaba, n-am ce să te mint. Da, nasol. Nasolă treabă. Hai, băgăm în 86, mă, dar am nevoie dincolo de 86. Of, viață, unic ăsta. Hai, crosică, hai te băgăm pe tine. Nu mai am de 85 deloc, nu? Băgăm aici în loc de 85. Uite, merge așa, vezi? Hai, băgăm în 84 în loc de 85. A, dacă băgăm 84 în loc de 85, ar fi gâgă, măcar atâta. Hai, mă, tată. Uite așa și uite așa, ia. Un Ari, nu e bad, nu e rău. Vreau să zic, not bad. Așa, ăsta e, tată, hai. Aplicații. Ce zici, bate Barcelona? Eu sper să nu.
Din nou, nu o zic o răutate, o zic subiectiv, evident, pentru că eu țin cu Real Madrid și un loc pe clasament, nu e logic să țin așa puțin mea cu Atletico. Dar da, în seara asta o să țin cu Atletico. În mod normal eram la mijloc. N-am treabă. Sper să nu, sper să ia bătaie sau egal, ca să ne ajute pe noi acolo să ducem în față la titlu. Să păstrăm avantajul, pentru că oricum am câștigat un avantaj față de Girona, care a pierdut ieri 1-0. Și dacă rămânem, o ținem așa în spate pe Barcelona, cu atât mai bine, Dar pentru fanii Barcelona, Vișca Barça. Ok, specială, omul mi-a dat 100.000 de speciale, dar dăm te rog și una bună. Hai, dăm te rog și una bună. De pe Anderson și Rod. Îmi dă de ăștia, nu zic nu, frate, că am și pack-uri importante, tot deschid 85, 83, 85 ori 7, 83 ori 10, 84 ori 5, 8... Și normal, știi, că probabil, dar nu-mi dă nici o rachetă, ceva, nu ne rachetă, dar ceva, bă, ceva să intre în pana mea în echipă, să zici că, bă, deși arată bine ăștia când te uiți așa pe ei, știi? Dar n-am momentul ăsta jocului și la ce opțiune am, și asta la fel, 4 cu 5, nu prea mă ajută, știi? Prea mă ajută. Asta e. Cred că e ultimul. Cred că e ultimul azi, hai 83. Specială și din asta, nice. Spania, CM. Ok, double workout, 86 gol și în spate. Hai mă, te rog, ceva bun. Dă-și tu un like în bun, dă-mă ceva, mă, dă un portar. Dă ceva, te rog. Aoleu. Iară pârjor. Ok, o băgăm la icon, am mai prins-o o dată. Ok, ok, partea plină a paharului, high rated. Mai avem o combinație la icon, ok, I take it, I fucking take it. Da. Mă, cred că numai azi am prins pe contul meu vreo, nu știu ce at. Am prins vreo 10 de astea, 7, între 7 și 10. Între 7 și 10. Da, e ok, bă, e ok, nu mă plâng, e ok, bă, dar dă-mă și mie unul bun, ce a fost. În fine, hai. Facem ultima combinație la icon și cam asta e. Bun, Pârjol ne ajută că e high rated. A, ok. Ține minte mizerile astea de 83? Le ține minte chat sau oare nu le ține minte? Problema în felul meu este că am început de câte societăți. Bă, da, eu în general nu sunt pentru implicarea statului, nu în sport, statul trebuie să se implice în sport, absolut, dar nu la nivel, nu la nivelul ăsta, trebuie să se implice la nivel de juniori, centre de excelență, da, de copii și ești, acolo trebuie, acolo trebuie să se implice statul, părerea mea, evident. Sunt și eu de atâția ani în sport, dragilor. De atâția ani, adică nu-s de ieri. Am și eu un copilaș și mă duc și plătesc dacă vreau să duc la tenis sau undeva, pe privat. Deci eu cred că acolo ar trebui să se implice consiliile locale, consiliile județene, acolo ar trebui să se implice. Și cred că, în general, inclusiv fotbalul ar avea de câștigat dacă s-ar face investiții mai mari acolo, la bază, în structură. În fine, dar e o discuție puțin mai complicată. Deci nu sunt contra implicării statului, sunt contra implicării statului, mie cu tot respectul, mi se pare absolut deloc normal ca armata sau alte instituții sau un minister să aibă o echipă, să aibă bugete de milioane, nu mi se pare normal. Da, ar trebui banii aia să meargă unde? La minister, la, nu știu, la armată, nu? Și din nou, dacă vor să se implice în sport, să se implice la copii și juniori.
cliente de excelență. Bine, asta ar trebui să o facă federația în primul rând, nu? Despre asta e vorba. O discuție puțin mai delicată și puțin mai complexă, nu vreau să intru neapărat acum în polemii sau în ceva. Dar, lăsând asta deoparte, repet, cu tot respectul pentru... Cu tot respectul pentru... Ok. Pentru toată lumea. Nu, așa. Așa. Pentru mine rămâne... Ok, bun. 1-1. Nabelea. Mă, la cum... La cum au decurs ostilitățile, luz CFR, luz Rapid, în teorie și egalul e bun, dar pentru Steaua, FCSB, cum preferați, da, ar fi bun win-ul, mai ales că are meci cu Sepsi, nu? Adică nu are meci cu, ar fi bun win-ul. Una e 1-1 când joci cu Rapid sau când joci cu CFR, chiar și cu Craiova, și una e când joci cu Sepsi. Cu Sepsi, în teorie, ar trebui să iei win, să iei toate punctele. Cu atât mai mult că s-au împiedicat principalele contracandidate, nu? Dar și acolo, mă, nu e totul făcut ca la carte, nu e tot ok. A trebuit Giginio să lase staff-ul să-și facă treaba în pana mea. E păcat, echipa are, știi? Mie unde îmi place și unde cred că treburile sunt făcute bine, la Rapid, cu siguranță. La Rapid, da. La Rapid îmi place ce văd. Hai, șef. Oh, a mers așa, nice. Ok. Oh, dacă băgăm și un 84 pe 85 ar fi genial. Nu știu dacă reușește, hai să vedem. Încercăm. Și ultimul chat. La fără 10, fără un sfert, deschid ăsta, fug acasă, fac pipilica, mai face eu duș înainte de somn. Și vin rapid cu olive. Oh, ar mers. Dacă vine Craif, bă, sincer, nu fac iluzii să nu am deziluzii. La câte mizerii am luat și numai mizerii și numai, nu fac iluzii să nu am deziluzii. Da, cam asta e strategia la mine, chat. E cel mai bine, cel mai fair. Cel mai bine, cel mai fair, să nu-ți faci iluzii. Că dacă nu-ți faci iluzii, nu ai cum să ai deziluzii. Știi ce a zis? Easy. O să facem și chemistry. Ok, hai. Ultimul icon SBC pentru live-ul de astăzi, și cel mai probabil o să urmeze și un highlight, că am făcut multe pe contul meu, evident. Hai, a plecat. Am deschis și pack-uri să prindem dubluri high rated, băgăm la icon, de altfel pe pârjol am prins-o de două ori și a intrat mănușa aici la combinația, ultima combinație. Bă, pe mine m-a cam rupt pe genunchi anul ăsta, m-a rupt nasol pe genunchi, 60 cu plus, 86, 87, picuri, nu picuri. Da, ne-am agățat de un Jairzinho, dar în rest mai nimic, chiar sunt pe minus. Iar și așa, forțăm nota. Hai Electronic Arts, măcar un check, măcar un portal. Doamne, a plecat. Hai, te rog. Ok.
Ok. Da. Bă, nu mă ajută nimic de aici. E ca Siria asta am prins din ăla trecut. Și e titular. E ok. Ok, e un portar ok. Am un... Ah. O să le iau pe Cantona. Eu l-am și pe Lalant. Ca viitoare investiție. Mă gândesc și la Campbell. Pentru o viitoare evoluție. N-arată rău. Campbell cu o viitoare evoluție. Că mă gândesc că la un moment dat o să dea drumul ăștia la câini. Nu arată rău. Nu arată rău. Cred că o să le iau pe Cantona. Cantona nu intră în echipă, pentru că na, norocos, am lucrat spre o echipă mai bună, deci am opțiuni mai bune pe scurt. Am opțiuni mai bune, nu intră în echipă, însă ca viitoare investiție, eu zic că e ok. Din august așa, bă, dar nu mă trola, nu face sânge rău, că și așa s-a murit. Eu încerc să văd partea plină a paharului și voi mă luați cu evoluție în august. Da, cam asta e chat, păreri. Da. Părerea chat. Gândeam la Campbell cu un Shadow și cu o evoluție șmechere pe el. Na, mă, trebuie să le iau pe Cantona, regele, mă. Trebuie să le iau pe Cantona. Cantona, regele, tată. Avem și varianta Atlanta lui, care mie mi-a plăcut, m-a ajutat foarte mult. Am câteva sute meciuri cu ea. Cu el, era mai smart să fie băgat resursele la Machialele, dar știți că eu le fac pe toate, cum ies, cum le facem, da, rămâne să avem cu ce, nu prea mai avem la club, da, deschidem, nu-i problemă, eu cred că cu un 40-50 de pecuri și ce mai avem, intrăm și în speciale. Eu zic că îl facem pe Mache, dar asta marți sau miercuri. Da, asta marți sau miercuri. Bun, mă, mamă, frumos. Hai să zicem aici stop. Mai rămân fix 2 minute pe live și dau drumul la live imediat, da? Imediat. Vă aștept și acolo dacă vă uitați la meci și dacă nu sunteți obosiți, știu eu, și nu mergeți la job sau la școală, vă aștept și vă uitați la meci, da? Vă uitați la meci, vă aștept pe live. Mai comentăm acolo. Cum de ai atât de mulți coins, dar nu sunt mulți, sunt chiar foarte puțini față de trecut. Nu m-am mai bătut cap așa cu flip, cu trade. Ce alege între Roberto Carlos, Rolfo și Alfonso Davies? La momentul de față, probabil că m-aș duce pe Rolfo, pentru că e cea mai ieftină variantă și pentru că e garantat de 92. Cel mai bun, teoretic, ar trebui să fie Roberto Carlos. Poți să joci Alfonso Davies, dacă ai Alfonso Davies, nu știu dacă mai are rost să-l faci pe Roberto Carlos, mai degrabă ți-ai băgat investiții în altă parte și pe Rolfo să joci la mijloc. Rolfo garanta 92, pentru că a câștigat 7-0 în seara asta, cu puțin noroc 93 și o zic că la mijloc e top, e perfect. Am citat din Nenea Emerick N.A. Craif mi-a venit, exact. Cantona, e ok. Stați să vin, nu că ne grăbim. Din cauza Vigilie a venit Cantona. Nu, îl pup pe Vigilie, e băiat bun. Cantona poți folosi și că e super sub. Nu știu dacă e suficient de rapid. Nu e win, e ok. S-a întors înapoi, regele. 600.000 regele, cum zice Cătă, te pup. Ne auzim mâine la un telefon. Cătă. Am și eu Cantona, e camion. Aia, eu mi-ești mai prost, fiecare cu conexiunea lui. Am noi camion, cantion, la alții se mișcă bine. E pe bancă la mine Cantona și dacă prinde vreo evoluție, nu se va aud atunci. Andrei Beleaua, salut! Ce alege între Roberto Carlos? Am răspuns. E top Carlos, dar e foarte scump pe SBC-ul și ai deja Alfonso Davies, care e foarte bun Alfonso Davies. Mai răbdare, vezi, așteaptă să vezi că trebuie să iasă și ceva în atac. Da. Dacă vrei să-l faci, o decizie bună, singurul mic minus, ăsta e bun de 92, eu l-am pe la normal. Lipsa playstyle-ul lor și sunt importante pe defending și asta mă deranjează puțin și la Rolfo. De asta zic că mai degrabă la mijloc, mijlocașul la box to box, mai degrabă decât pe left back. Dar, mă rog, e părerea mea. Machelele e valabil 2 luni, se face. Dar nu, mă, dacă îl fac acum, peste 2 luni e timpul de season și nici nu mai fac.
facem acum, să rupem, să jucăm, ce până. Dacă, bă, noi, dacă ne decidem să facem, cum a făcut Rolfo, cum a făcut ce ne-am făcut noi pe acolo, când a ieșit Blanc, când facem. Deci intrăm, Daglish, l-am făcut, nu stăm și bine, acolo am stat 2 săptămâni, am stat mult, sau chiar 3, am făcut în ultimul moment, nu trebuia. Trebuia din prima, regret că l-am făcut pe Mbappé, trebuia din prima Mbappé, 93, pagă să-l joci, păi da. Ok, durează 60 zile sau cât mai mea durează Machiavelli. Păi are rost să-l fac în mai, mai la final de mai începe Team of the Season. Machiavelli face banca, știi? X-Breaker! Ce faci, mă, domne? Te-am salutat și ieri, dar ai fugit golanul, care ești golan. Te bași la meci? Am prins un vadășar de 92. Ba, ce frumos ar fi fost. Scania, Volvo sau Mercedes? Ce ai alege? Volvo. Scania, dacă ești pătir. Știu că 9 din 10 aș zice Mercedes, da? Dar dacă mi s-ar face ca... Acum depinde și ce mașină, da? Ai un CLA sau ceva? Dar dacă mi s-ar face așa cadou, că nu-mi permit un XC de ăla 60, un Jeepus de ăla mic, nu ăla 90, știi, ăla l-am frumos. E cea mai safe card, eu am copil, mă gândesc și la asta. Audi. Audi s-ar putea X-Breaker, că vreau să-mi schimb mașina. Dacă nu schimbam apartamentul, că am niște cheltuieli destul de mari și m-am dus în... bine, eu am un Peugeot 308 din 2010 și am bătrânit, săraca. Foarte mulțumit de mașină. Controlul așteptărilor, chiar foarte mulțumit. Era sceptic când a început, eu veneam de pe un Volkswagen, am zis că mașina franțuzească, dar chiar foarte mulțumit. Și acum să vedem. Vreau ceva 2018 până 2020. Dar bugetul așa între un Golf 7, Seat Leon, Ford Focus ăsta după 2019 m-am uitat, doar am înțeles că nu o să mai fabrice și nu știu exact, undeva în 90.000. M-am uitat puțin și la Opel Astra ăsta nou. Astea noi, știi, astea cu LED-uri jos, 2019-2020, cu LED-uri jos. Cam asta e bugetul meu. Dacă aș avea mai mulți bani, probabil m-aș duce pe un Q3 sau pe un BMW X1 2018, știi? Dar deja vorbim de 14.000-15.000 și nu am bani. Și nici nu vreau să mă duc să împrumut, că nu. Ar mai fi o variantă. Toyota, foarte bune, foarte fiabile. Nu vorbesc de RAV. Bine, soției îi place CRH-ul ăla, știi? Dar 15.000, 2018, mi se pare micuță tare. Bine, ei îi place și Moca, da. Așa, mă gândeam la Auris. Auris hibrid, da? Hibrid. Automată, hibrid. Bă, frate, bună, fiabilă, jumătate electrică, cum ar veni, că e hibrid, electrică și benzină, senzor de parcare, cameră spate, foarte ok, foarte ok mașina, foarte fiabilă, dar din nou, una bună, 2018-2019, deja 12.000, mi se pare cam, știi, da mă, ăla e 15.000 X-Breaker, știi? E jipuță la mic. Mi-e place și RAV-ul, știi bine, mulți zic că e pătrățoasă, dar e mișto și RAV-ul. O găsești aia în 25.000, da, nu. Undeva bugetul, undeva la 80.000, știi? 80.000. Focusurile îmi plac, astea noi, îmi plac cum arată, cu LED-uri alea jos, farurile alea lungi, LED spate, frumos. Foarte mișto. Azi m-am uitat oastea la, exact la Skoda asta, m-am dus la film, în mall, și era una parcată la mall, la intrare. Într-o parte e o Skoda de asta ca mic și în partea cealaltă e Toyota, ca au și reprezentanța la noi la mall, Carrefour acolo. Au reprezentanța Toyota chiar față în față. Și m-am uitat exact la Skoda asta ca mic și m-am uitat la nou CHR sau CRH cum se cheamă. Dar ăsta e nou, e 2024, frate, și n-am eu bani de aia, că e parcată în partea cealaltă. E mai mișto decât asta veche, că asta veche e puțin tăiată în spate. Știi care e faza în spate? Nu prea. Eu, spre exemplu, în spate intru, dar am dau cu capul așa, știi? Dar ce bolid vine? Ce așeră, e mișto ăla, mă, e mișto.
și hibrid, mă, astea hibride. Dar tu ți-ai schimbat audiile ăla? Tu aveai șesarul ăla. A, ți-ai luat ultimul... Nu ți-ai luat aia electrică, Toma? Domi? Vezi, bă, că tu n-aveai Renault ăla electric? A, ți-ai luat Q5-ul? Ți-ai luat hibridul? Ți-ai luat hibridul? A, o ai și pe aia. A, scuză-mă pe mine. Scuzați-mă pe mine, mă, scuză. Eu m-ai amărât așa, mai de bun simț, știi? Dar scuzați-mă pe mine că avem și hibrid și Q5. Scuzați-mă pe mine. Nu, mă, deci am făcut un pic research, că nu mă pice foarte tare și, într-adevăr, dacă aș avea puțin buget, dar, repet, second hand, 2018, cam acolo e anul, am făcut un pic un research și m-am găsit ceva mai de specialitate, semi-specialitate și o comparație între X1, BMW X1, Q3, deci nu Q5, Q3-ul, și GLA-ul, da, de la Mercedes, GLA-ul, care, de fapt, e clasa Jeep-ul, știi? Cel mai mișto așa când te uiți de afară, design tot arată Mercedes-ul, aia sportivă frumos, dar overall, strane, nu mă așteptam, Mercedes-ul să câștige, am rămas și eu puțin surprins la ce review-uri am văzut, mulți dau X1 în față, știi, de la BMW, când vorbești și de interioare și ce oferă și de spațiu și de tot, dar ala ar fi în cazul fericit. În cazul realist, și îmi place să fiu cu picioarele pe pământ, Golf 7, dar am auzit lucruri nasoale de TCI-ul ăla, că vreau benzină, că nu fac mai mult de 15.000 de km pe an, tot cu dus la mare și întors, deci nu vreau diesel, vreau benzină. Golf 7, Ford Focus, cam asta e ordinea. După aia, Seat Leon interesant, Seat Leon poate fi opțiune, Astra la final, e și asta opțiune de la final, multă plastică rai, cam scârție, motorul, dacă ție motorul ăsta de un de Peugeot, astea ultimele, am înțeles că sunt ok, deci da, Golf-ul, Ford Focus, Aurisul ar fi frumos hibrid, că e electrică frumos, dar na, vedem. 2000 acolo sus și Tudor, și Tudorică și-a luat merțanul ăla frumos, are GLC-ul el parcă are. Eu o să o leacă mai jos, știi? Îs mai înalt, dar mai jos, știi? Da, mă, sănătate să fie. Hai, vă pupă, moșu, în 10 minute ne auzim pe live. Închid live-ul ăsta și dau drumul la live-ul cu Meciu. Hai, vă aștept pe live chat. Intru și ies. Mă duc să fac pipilica și ne vedem la meci. Hai, vă pupă, moș. So when me I bleed, set speed, I carry on now. Big man in town, them shoulda know say me I keep it crown. Yeah. Plant seeds, work feed, well enough of them want ready burn. When the food gone so long, them run, and them can't be found. Still man fight the fight, me not giving. Day and night, me keep on building. Way of life, me breathe out breathing. Oh 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 oh, tell them I'm a winner. Yeah. Pop down a Jonah, turn in a sinner. Oh, man, still a believer. Even if we get not coming.